De și prietenii săi Podcast Nu Futilități Vreau să spun în primul rând următoarele și anume că sâmbătă pe 14 mai pe strada David Praporgescu 31 la Londo Home vom serba luna asta 6 ani de la lansarea primului meu film Balta Albă și vom face o proiecție acolo prin urmare, să împărțim o bere, vă aștept pe cât mai mulți. Seara de mai, bună seara din nou, Silviu Munteanu sunt, suntem pe 103 cu 4 la Radio 7, în vastele studiouri. Suntem și live pe YouTube, sigla 13 TV cu pisică neagră, dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like să fim mai vizibili ar fi apreciate. Domnul Mihai Simionescu, simii pentru prieteni, este în studio. Bine ai venit, voinicule! Bună seara și mulțumesc de invitație, bună seara tuturor! Băi, noi ne știm de la unii fan radio, adică secolul trecut bine. Da, cred că din anii 90. Din anii bine. 90? Da. Când voiam și o să fiu disjockey la radio și voiam să dau numai rock și mă uitam la voi ăștia de la știri ca la niște frix. Că nu vă înțelegeam pasiunea, înțelegi? Acum am mai îmbătrânit un pic sau m-ai schimbat... Ai da. înțeles acum anumite lucruri. Ceva, da. ceva am mai înțeles, da. da. Dar nu vă înțelegem. Și cum se monta pe vremea aia cu știrile, cu casetele, trebuia să te exact. duci cu o declarație. Da, se monta foarte greu pentru că nu existau acum calculatoare, computere pe care să să montezi și erau numai uh, casete audio. Uh, așa am început cu casete audio. Cu și reportofon. Puneam, cu reportofon și puneam... Uh, erau două decuri de casetofoane, unul sus și unul jos, și trăgeam de pe o casetă pe cealaltă. Pierdeai ceva timp la montaj. Pierdeam sau puternic, cu la montaj. da. Ulterior au, au venit minidiscurile și lucrul s-a îmbunătățit puternic. În 96-97. Nu știu dacă putem să mai vorbim acum neapărat, cel puțin noi, despre romantismul anumitor perioade, dar eu îmi aduc bine aminte de tavanele alea false care când se schimbau erau o grămadă de sticle de alcool uitate da, pe acolo. Așa este. Good old times. Așa este. A fost, au fost niște vremuri minunate. Din fericire, nu era ca acum zona asta corporatistă în radio, adică aveai program, cum e acum, ai program și pleci. Atunci totul se făcea de plăcere mai ales în, la începutul anilor 90 atunci. Să te uita Dumnezeu nu numai peste program, da. ci și nopțile prin radio. Da, am făcut și multe nopți albe, mai ales atunci cu venirea minerilor la București. Au, în anii 98-99 au, au încercat să vină mineri. și atunci au fost niște nopți foarte puternice. La Pro-FM era asta. Am înțeles. Da. Credeam că vorbim de unii plus, că și Uniplus, atunci au venit. Da, în uh, 91 au venit prima oară, dar nu eram. Eu am venit în unii plus în 1992. Am această curiozitate. Oare din oamenii care făceau radio și clar din pasiune la începutul anilor 90, cam câți au rămas cumva în profesia asta sau pe lângă? Din ce știu, uh, sunt foarte puțini care au rămas de la Uniplus în radio, este o, o colegă pe care o știu acum este la Europa FM, iar restul oră sunt în televiziune la Pro TV, cei mai mulți pentru că au rămas după Pro FM, după ce au trecut de la Pro FM, au trecut la Pro TV și mulți sunt în instituțiile statului, funcționari sau pur și simplu sunt în presa scrisă sau presa audiovizuală. Ai aproape 30 de ani de meserie. Da, da. Mă, și boli profesionale, că de obicei la ziarist este țigara, cafeaua, cafelele și alcoolul și uh, boala da. profesională number one, ulcerul. Da, nu, din păcate, din fericire, ca să zic așa, nu am uh, nicio boală profesională, nu fumez. Într-adevăr, cu alcoolul eh. ne mai jucăm un pic. Fica să fie. Da, corect. <laughs> Băi, am această. Vreau să știu din perspectiva ta cum ți se pare că s-au schimbat lucrurile în presa românească. Că într-un fel era în 90, altfel era în 2000, altfel era din 2010 încoace și cumva cel puțin de 3 ani de zile este cu totul altfel acum. Da, Dar există anumite. Cum să spun, chiar și apucături feudale pe care le văd în presă acum și pe care le regăsești și atunci, cenzură și așa mai departe. Da, cel puțin în anii 90 puteai să scrii și să vorbești la radio sau la televiziune aproape despre orice îți doreai. Nu exista o cenzură sau să -ți spună cineva, domnule, nu vorbi despre subiectul ăsta sau nu spune despre. Chestiunea respectivă. Într-adevăr, au existat în anumite momente la anumite posturi de radio unde am fost și eu în care era interzis să vorbești despre, despre, X, sau despre X sau despre Y pentru că era prieten cu patronul sau aveau anumite interese financiare și așa mai departe. Dar, în general, puteai să vorbe vorbești despre orice. Ulterior, s-a transformat totul într-o să zic așa o și tabloidizat, dar s-a transformat și într o chestiune corporatistă în care existau niște ture, oameni la program, adică nu mai era uh, romantismul de care vorbeai din anii 90. Nu uh, mai venea la program, își făcea tura după care pleca acasă. Nu mai exista nici socializarea aia de care uh, cu care ne bucuram noi, de care ne bucuram noi în anii 90 pur și simplu își făceau programul și plecau acasă. Asta am observat-o recent și acum stând de vorbă cu colegii nu mai, nu, nu mai ies la o bere, nu mai ies la un restaurant, la o friptură, să zicem, în, în cursul săptămânii sau chiar la, la sfârșitul săptămânii, în weekend. Nu există interacțiunea asta între colegi, nu există. Există team building, mă, ce vorbești? Team building există, într-adevăr. Unde dacă da, astea... peste două beri să uită urla. Corect, da. Team building există și asta a până în pandemie, pentru că în perioada pandemiei nu s-a mai făcut. Ulterior, n-au mai avut nici bani foarte multe companii de genul ăsta ca să, să facă team building-uri. Într-adevăr, erau. Am fost și eu la două team building-uri. Frumos. Cred am, ce că am fost zi. la la unul, cred că ne-am nimerit. Da, și, cred că, că da. da. Uh, ce a fost cu alcool? <laughs> da. uh, ce voiam să te întreb... Cum a fost când a intrat prima oară pe post pe radio? Eu mi aduc aminte că m-au pus la ceas de seară, ca să nu fie în plină zi. Băi, și m-am descurcat, dar îmi tremurau picioarele sub mixer. Într-adevăr, a un fost un căluz de mare. Da. Am fost și eu destul de emoționat când am intrat prima oară pe post. Eram la Uniplus. Țin minte că am dat interviu de angajare în era fost un hotel modern. Pe la, vremea, etajul 11. la etajul 11 fost, acolo, da. da? Uh, ulterior s-au mutat într-un alt sediu în apropiere de calea moșilor și știu că atunci chiar am fost emoționat când am intrat pe post, dar uh, la interviu, din câte mi-au spus ulterior colegii, m-am descurcat foarte bine, pentru că atunci se puneau uh, la interviu uh, față în față foarte multe întrebări de cultură generală. Pe atunci era, mi se pare moțiunile cu Partidul Democrat, erau mai multe alegeri, urmau să fie alegeri și erau mai multe moțiuni. Și m-au întrebat despre moțiuni, despre politica externă, era Boris Elțin atunci la putere în Rusia, mai multe subiecte de genul ăsta. Și știu că m-a descurcat foarte bine pentru că în anii aia citeam foarte multe ziare. Dacă țin minte, în anii 90 erau tone, tone de ziare, tabloide, presă scrisă, mai ales radiouri și televiziuni erau televiziuni în, încă nu începuseră, dar începuseră radiourile și presa scrisă foarte mult și știu că citeam tot ce ieșea pe piață, absolut tot, săptămânale, cotidiane, orice. Eu personal nu mă raportez la mine nici ca jurnalist, nici ca ziarist, deși am terminat o facultate în acest sens. Uh, mai degrabă, cred că îmi place să îmi dau cu părerea la microfon aici, în calitatea celor 70% care nu prea sunt de reprezentați politic și ridic și-o tot să de întrebări la fileu. Dar sunt cumva în, în, în siajul ăsta profesional. Și mă gândeam, mă uh, rog, cu prietenii la bere zilele trecute. Zi, Bă, dacă mă făceam totuși judecător sau polițist... Păi nu stăteam eu liniștit la pensie acum? Sau vreun cadru militar? Că uite, am și vârsta. Uh, aveam și bani mai buni, clar. Nu nu te animă treaba asta? N-ai vreun un regret că ai ales profesia asta până la urmă? Nu, nu, nu. Chiar mi-a plăcut uh, din anii 90, de când am intrat la facultate, am făcut... Uh, o universitate particulară la început și apoi mi-am dat licența la stat pentru că atunci așa se Da, pentru că erau atunci, erau niște ani în care multe facultăți particulare nu aveau posibilitatea să dea licența și atunci pe mulți dintre studenți îi duceau către îi duceau către Universitatea București, la Facultatea de Jurnalism, unde se putea da licența. Și uh, atunci, după ce terminai, mergeai la stat și de dădeai licență. Dar mi-a plăcut de la început meseria asta, ce să spun, adică am făcut-o cu plăcere și o fac în continuare cu plăcere. Când ai dat-o dată de gard grav? La UniPlus? În general. În general? De multe ori. <laughs> și la UniPlus, și la Pro-FM -au, au fost foarte multe gafe, ca să spun așa parte din uh, procesul de ce da. te face un jurnalist serios. Și din 2000 s-au mai schimbat lucrurile, a apărut Pro or oricum, care a mai ridicat da. un pic ștacheta, a avut Adrian Sârbu ideea genială să schimbe culorile, că de la Antena 1 mă uitam la nu zăieți, nu Pagadi, că mă uitam la Pro, brusc era, Bruce era Disneyland, știi, da, era da. altă mâncare de pește. Da, uh, școala de la uh, radio, de la Pro FM, unde am fost și de la Pro TV, din uh, ce înțeleg de la colegi, a fost o școală foarte bună de presă. Dovadă că foarte mulți dintre colegii de atunci încă activează, cum am spus, activează în presă, chiar dacă nu mai sunt în radio sau televiziune, dar sunt în presa scrisă. A fost o școală foarte bună, învățam foarte mult, chiar dacă nu aveam ca acum zile libere, sâmbătă, duminica, de multe ori să lucra șapte zile pe săptămână din șapte, adică fără nici, nu trebuia să cer zile libere acum, acum când te duci la șeful și spui, domnule, am lucrat șase zile și dăm -mi și mie weekendul liber. Pe vremea nu exista chestia asta. Relațiile de muncă erau mult mai legere, ca să spun Ști, așa. Știi, tu, cumva cumva înfierezi instituționalizarea presei. Ți se pare probabil că nu ar trebui să stai în tocmai aici, că, că ți omoară și romantismul și așa mai departe. Da, a devenit foarte corporatist, foarte instituționalizată toată treaba asta. Pe de altă parte, nu neg faptul că, într-adevăr, acum, în ultimii ani, sau relațiile de muncă au început să devină mult mai, să spun așa, instituționalizate în sensul că se muncea chiar foarte mult pe vremea aia. adică se munceau 12 ore, 14 ore pe zi, puteai să stai chiar și noaptea fără să Bine ai... Înțeles, da, cu... în sensul ăsta, acum sunt mult mai. relațiile sunt mult mai refăcute, ca să spun așa, între angajați și patroni. Adică există un, un număr de. O ori legia, de muncă, muncii, da. da, da, o da. Sunt, e codul muncii, sunt mai multe chestiuni care acum sunt reglementate. Pe vremea erau mai puțin reglementate, dar și oamenii înțelegeau ca să își să facă meseria mai cu pasiune. Acum am zis, totul a devenit un program la care vii, pleci și așa mai departe. Adică, fără să te mai intereseze ce face colegul, ce face șeful și așa mai departe. Pe de altă parte s-a schimbat și ambalajul presei foarte mult, adică nu prea mai găsești ziare, da? totul este online. Da, ziare în scrise ca, adică fi în format fizic, sunt foarte puține. Uite, pe mine mă amuză cum suntem noi aici, pentru că suntem și pe unul din cele mai vechi, pe una din cele mai vechi surse de informare, radioul, frecvența, Corect, da. dar grație camerelor suntem și online pe telefonul sau alte dispozitive de urmărire are marelui public. Da, chestiunea asta, de exemplu, în anii 90 nu putea exclus, să... da. Exclus, De-abia a început internetul în 90 și 4 sau 95 prima oară, din câte știu, a venit internet. Era un, să zic așa... Era un pe modem ala, pe, pe modem, exact. Prima oară, după aceea a început pe fibră și așa mai departe. Dar uh, oricum nu se putea face ce se poate face acum. Uh, dar asta ți-asigură totuși, să dai informația la fel de repede cu tot de... Cum o dădeai pe radio atunci, știi? Da, acum mult mai repede uh -huh. poți să dai. Atunci... A... Oricum, trebuia să fii pe teren, să dai prin telefon. Începeau, au început telefoanele mobile în 97 Eu mi-aduc aminte 8. că la unii plus cel puțin, vă mai duceați pe teren când mai era vreo demonstrație, ceva, și aveți uh, acele motorole, care nu da. erau alea cu alcool. Da, erau, erau niște stații, radio, da, stații radio. Da, Stații radio, într-adevăr, se foloseau în uh, anii aia și plus pagere. Pagerul, uh, existau, da, da, da. Da, da existau da, da, da. pagere și toată lumea avea fise, uh, <sus> fise uh, pentru că în momentul în care primeai, să zicem... Uh, un uh, mesaj din redacție că ar trebui să dai o relatare, te, te duceai la un telefon public, sunai și te dai în redacție. Pentru Stai că sănătate de supra Da, era asta supra acum? acum nu știu cine și-ar fi putut închipui chestia asta. Trebuia să ai tot timpul fise de telefon, nu știu cât era convorbirea, parcă un, un leu, nu știu un cât leu, era. Da, nu, sau nu, trei, un leu sau, trei, trei, sau nu trei, trei, nu mai știu. Da. Așa, trebuie. și exact. Și te dai în redacție. Bine, mai avantajul era că mai erau stații cu stațiile, puteai să comunici, cam deci, cum comunici acum cu ce telefonul. Ce rază aveau, aveau? ceva. Păi aveau ceva rază, pentru că noi puteam să comunicăm, de exemplu, din piața Victoriei sau piața Universității, comunicam cu Latin. cei de la, din ori din Latină sau ulterior după aceea la Pro FM, care era tot în zona respectivă, adică erau câți? 3-4 km? Cam așa. Aveau rază destul de mare, din câte, din câte am văzut. Good old times. Da. Da, și lucrurile s-au schimbat iar din 2010 încoace în presă, adică au apărut ceea ce se numește liderii de opinie, fiecare televiziune de pildă și-a luat cât un lider de opinie care se pricepe sau nu la subiect, el își dă cu părerea. Am văzut oameni care... Ok, în opinia mea, în calitatea lor de oameni, sunt mai presus de orice îndoială. Dar fiind plătiți și depinzând totuși de bani, ba, să și depună cu părerea pe niște subiecte total depășiți. Da, așa este. Au apărut, așa zis, și influenceri. Influenceri, da, asta e mai, mai nou. Da, de când cu YouTube-ul, Instagram-ul și toate celelalte. Într-adevăr, dacă e să o luăm așa la ProTV, primul influencer a fost Silviu Brucan dacă ne aducem bine aminte, când făcea emisiuni săptămânale și își dădea cu părerea despre politică, economie, societate și așa mai departe. Ține minte, cred că ține minte toată lumea emisiunile de atunci, din anii cu Silviu Brucan, cu celebra expresie, vor mai trebui să treacă 20 de ani până ca românii să învețe democrația și așa mai departe. A avut dreptate. A avut dreptate, da. Au trecut mai mult de 30 de ani și da. tot nu s-a întâmplat nimic. Și cu influencer murut da. măruță, mândruță. Mândruță, ochi, da. Mândruță. mândruță cu Silviu Lucan, da, făcea emisiune. Cred că atunci a, a, atunci a fost primul influencer, ca să spun așa, primul a, angajat al unei televiziuni care dădea, ca să spun așa, verdicte pe diferite teme, politic, social, economie și așa mai departe. Mai era Tuca care avea emisiune? Da, dar din câte știu Tuca a început mai târziu. Cristoiu care apărea pe aici? Da, apărea pe aici și pe acolo, dar nu într-o emisiune săptămânală sau cum este acum, de exemplu, Cristian Tudor Popescu apare parcă zilnic la Digi Băi și de dă cu părerea despre Nu mai am televizor de ceva vreme. Sunt atât de fericit. Cei drept trăiesc pe YouTube, adică nu e da. cap și cum a Poți scăpat Să vezi definitiv. orice pe. Poți să vezi da. aproape orice, orice, și poți online. să vezi da. content la care nu ai acces în niciun tip de presă românească. Da. Da. Ceea ce mi se pare foarte sănătos. Mă rog, pentru cine are curiozități să caute. Uh... Ce observ eu în ultimii ani, sau cel puțin de trei ani de zile, probabil n-am fost... Știi, am avut o perioadă în care, hai să zicem, mi-a fost relativ bine, și atunci când e relativ bine, bă, nu mă mai interesa cum mă cheam pe primul ministru, pe mine personal. De ministrii din guverne chiar nici nu mai știam cine, care, cum, aveam, viața mea era în altă bine, parte și era Se relativ, schimbă de, okay. în ultimii ani destul de frecvent, așa că nu cred că mai știe cineva. Măi, în ultimii <laughs> ăștia trei ani s-au schimbat lucrurile dramatic. Da. Adică s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Unele dintre ele pe care le știu eu, de pildă, de prin anii 90 și pe care le-am văzut exprimate, că încep să vorbesc ca Putin, pe care le-am văzut că se întâmplă nu numai în presa românească ci și peste ocean. Și am zis, băi, băi, stați un pic, ce s-a întâmplat, de fapt? Adică, de doi ani de zile am încasat această pandemie, această pandemie a venit la pachet cu, băi, un tip de campanie foarte violentă a venit la pachet cu niște state care au devenit, uh, cine ar fi bănuit eu, n-am atâta imaginație totalitariste peste noapte, uh, și uh, cu niște pumni în gură puși celorlalți care au aveau pur și simplu altă opinie. Știi? Da, așa Și, este, un, și da. un tip de nevroză care a, a împărțit lumea în tabere. Da, păi, au fost taberele vacciniști, antivacciniști. Acum sunt, care acum sunt putiniști, da, antiputiniști. Da, păi da. cam aceiași oameni uh, care îi catalogau atunci uh, pe antivacciniști, că sunt antivacciniști, acum sunt. De, uh, îi cataloguează că sunt putiniști pe ceilalți. Am văzut un sondaj. Da, da. În sensul ăsta era un sondaj făcut, culmea, în Canada și acolo stau lucrurile în tocmai ca și aici, adică... Uh, ne-am separat, dar uite că lucrurile astea ne Ce se întâmplă aici se întâmplă și acolo. Da, da. E deja oglindă, nu mai. E... mă rog, cred că este parte din, din globalizare. Uh, și am ajuns aici la. mi-aduc aminte. atunci am avut un șoc. Băi, când o companie privată, da, de media, cum e Twitter, da, social media, băi, și-a permis să, să taie contul președintelui. Președint. Deci nu e că e vorba de Trump, e vorba că ți-ai permis să tai contul președintelui Statelor Unite în nebunii la cap. CNN-ul și alte televiziuni au tăiat discursul. Da, așa este. A fost ca să spun așa, o cenzură generalizată, mai ales pe anumite... Și Facebook-ul, din câte știu, și Facebook a, da, a făcut același lucruri. Adică, tăia din mesajele respective anumite postări care spuneau ei că încalcă standardele comunității. Doctorul care a inventat tehnologia pe ARN a întrăznit să-și dea cu părerea, și care a câștigat Nobelul pentru asta da. Da? în 2015, a trăznit de curând, să, mă rog, în plină pandemie cumva, să-și dea cu părerea despre vaccinurile de la Pfizer și uh, să spună, băi, că e, el are niște rezerve, ok? Uh, apoi a fost cenzurat uh, și uh, pusă ștampila de fake news și afară de aici. Păi, da. ține bunii la cap și da. uh, ce constat iar în ultimii ani, odată că dacă ai un televizor pe lângă, cu televiziunile românești, uh, și repet, cred că excepție face Alev News, băi, întotdeauna țipă cineva la tine. Și pleci cu o stare de nervi, că adică după două ore și la frizer, dacă te duci și merge televizorul pe nu știu ce televiziune da. de știri, ești chiar unde acolo, știi, că te stai la codă, cât te tundeai, îți urlă cineva. Da, pentru că dezbaterile nu pot fi făcute decât cine țipă mai tare. Cam așa au fost dezbaterile la toate televiziunile românești, mai ales în anii pandemiei, din 2010, 2020 până în prezent, cam astea au fost dezbaterile. Cine țipă mai tare, cine are vocea mai puternică, cine ridică vocea mai mult. Așa se împerechează broaștele, știi? Da. <laughs> <laughs> nu ți-e stoase celălalt. <laughs> da. Cam uh, asta a fost. Uh, și, și, uh, și veni cu un, un tip de poveste de acasă... Bă, o... Scuză-mă puțin, poate este o O dezbatere presupune că tu ai o opinie, eu am o opinie, da, și le confruntăm să ajungem la un adevăr comun. Eu n-am văzut niciun tip de, așa zisă, dezbatere conform da. definiției din. La text. televiziuni, nu, foarte puțin. Sunt puține emisiunile în care nu se țipă și nu se ridică vocea la televiziuni. Sunt foarte puține. Dar apropo de ce spuneai tu de faptul că mulți au fost cenzurați pe Facebook, pe Twitter, asta a dus, exact cum era și pe vremea lui Ceaușescu, la o spirală a tăcerii. Multă lume a început să nu mai își exprime opiniile de teamă să nu fie catalogați de ceilalți că sunt putiniști cum e acum, antivacciniști, poate aveau rezerve, să spunem, în legătură cu un vaccin. Și nu-și mai exprimau opiniile, nici nu mai postau, nici nu mai vorbeau cu prietenii, se temeau de faptul că vor fi catalogați, că le va fi pusă o ștampilă. Domnule, ești antivaccinist, acum dacă nu ești de acord cu ce spun cei de la putere sau ce spune Zelenski, domnule, ești antiputinist. Poate ai niște semne de întrebare, poate totuși vrei să ridici niște probleme. Multă lume a început să nu mai vorbească despre treaba asta și să există o spirală din această atăcerii în care nimeni nu mai spune nimic. O zonă de confort. O zonă de confort. Mi-e bine așa, stau liniștit, fără să mă doară capul. Am și eu momentele mele de prostie, în care mă enervez și încep să mă cert cu oamenii în social media. Încerc să-mi rezolv această problemă și oricum mi se întâmplă, slavă Domnului, din ce în ce mai rar. Dar câteodată cad, cum îi zice, cad prada pradă propriile mele opinii, Da. Păi da, m-a șocat în momentul în care, eu înțeleg când a început Balșoi jihadul aici în nord, da, am înțeles panica populației. Populația s-a panicat, mai ales când au căzut și cele două elicopteruri și avionul. Băi, da, una din reacțiile pe care le-am văzut în social media m-a da, enervat este că uh, drept apărare, da, într-o situație de asta de panică, uh, unii au găsit de cuvință să facă liste cu putiniști. Păi da, dețin da. nebunii la cap, adică da. era ca în anii 50. Înțelegi, facem listă cu ăla care nu suntem da, așa cu este. Care Nu suntem de acord. Și s-au trezit mulți care puneau diferite întrebări în legătură cu, eu știu, acum cu, uh, cu războiul din Ucraina. Înainte puneau întrebări Bă, în legătură cu de. vaccinul, da? S-au trezit tot așa, ștampilați și puși pe anumite liste în care spuneau cu, tă, cu tare e putinist, că este de, de partea rușilor și așa mai departe. În condițiile în care tu îți pui niște întrebări sau pui niște întrebări public pe rețele de socializare, pe Twitter, Facebook, ce are fiecare, poate sunt niște întrebări la care ceilalți nu s-au gândit sau la care ar trebui cineva să răspundă. De aici până la ștampilă e un singur pas. O să te bag în discuția asta da. de care știu că nu o să-ți placă <laughs> că am vorbit puțin înainte. Da. Uh, prețul libertății de expresie, da, uh, în Statele Unite, uh, unul din fundamentele pentru care Statele Unite a devenit o națiune atât de puternică, mai nou a costat 45 de miliarde bani pe care Elon Musk i-a plătit să cumpere Twitter-ul și a schimbat politica, adică dintr-o dată avem iar ne place, nu ne place, libertate de expresie pe Twitter. Eu aștept să pună și butonul de edit. Ai Twitter? nu, nu am. Twitter-ul are nu are buton de edit, da, ai pus -o, adică o greșeală ai pus, trebuie să-și textul să de să la capăt. Da, asta știu, de la colegi, problemă. Da. Dar uite, se întâmplă asta și lumea, culmea, s-a ofuscat că acum nu să mai, femeile vor fi mult mai agresate în social media și tot soiul de probleme de-astea. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat. Trump și-a redeschis contul și da Probabil că nu, vin și alegerile, sunt niște alegeri acum, anul ăsta, în Statele Unite, mai sunt niște alegeri peste 2 ani, Dumnezeu știe dacă nu. Da. Mă rog. uh, dar asta e prețul care, care se întâmplă acum. Uh, și există acest personaj, Elon Mask, care, în afară de faptul că este un miliardar, el este un inginer pe bune. Și un tip de inginerie de-aia foarte hardcore. Uh, Bineînțeles că mi-am pus această întrebare în, în condițiile în care se bate tare moneda și aici uh, o să intru în zona așa zis, conspirațiilor. Mie îmi place zona conspirațiilor, dar există această carte uh, Marea Resetare, scrisă de acest Claus Schwab. Da. Da? Această carte există și unde se vorbește de social credit scores. Adică noi suntem toți cetățenii, ai să zicem, ai Bucureștiului tu în calitatea ta de jurnalist de 30 de ani ai un scor mai bun decât mine care am mai schimbat joburile și au fost momente în care probabil n am avut job tu ai, dacă tu ai avut o constantă eu am un credit social mai în jos asta mă face pe mine să am probabil mai puțin acces la anumite cum să spunem anumite avantaje avantaje, da uh, Întrebarea mea era, mai, acest Elon Musk, totuși, nu fie el un cal troian în toată povestea asta? Pentru că dintr-o dată el, prin acțiunile sale, erigează drept haiducul care uite se pune contra și s-au luat în bețe și cu la și la mișto pe. pe, pe, cum pe Bill îmi... Gates. Pe Bill Gates. Păi da. Chiar recent Bill Gates a ridicat problema. Asta pentru că și-au spus, pe lângă Bill Gates, chiar înțeleg că zilele trecute, parcă 20 și ceva, 26 de ONG-uri au depus un fel de moțiune, au ridicat problema asta, a faptului că libertatea de exprimare pe Twitter ar deveni o problemă sunt ONG-uri înțeleg din zona progresistă, ca să spun așa, iar și Bill Gates Left a ridicat da. iar și Bill Gates a ridicat aceeași problemă pentru că Bill Gates a fost și ironizat, după, după cum știm de Elon Musk în diferite ocazii. Acum vom vedea dacă libertatea de exprimare este de plină, așa cum a spus Elon Musk, sau va introduce și el anumite bariere anumite o oricum am înțeles că Elon Musk vrea pentru firme să impună o taxă în scurt timp. Uh -huh. Din cât am văzut ultimele ultimele informații ar vrea să impună o taxă pentru firme, pentru companii, să folosească și doar pentru persoane fizice, să fie Twitter-ul să fie gratuit. Vom vedea în continuare, oricum nu cred că trebuie să uităm că Elon Musk este și el un adept al, să zicem așa, marile resetări prin experimentele pe care le face, pentru că dacă el are o companie din câte știu, un Neuralink, unde face tot felul de experimente cu chipuri, uh, uh, acum au pe animale, înțeleg. Eu vrea să facă să creeze o legătură între a, animal și mașină. Este adeptul uh, inteligenței artificiale, cyborg și așa mai departe. Uh, de-aia zic că nu știu acum care este adevărul, vom vedea în continuare. Uh, M-am uitat eu puțin în zona asta lui Elon Musk și uh, uh, era o dată, uh, ce încercă el să l explice, este, uh, lumea s-a îngrijorat și pot să înțeleg de ce, la acele chipuri pe care exact. să ne le punem în creier. Problema este că dacă ai niște probleme serioase neuronale, acele chipuri poate să-ți să -ți să le, să le coordoneze corect da. în cap, în tocmai ca un televizor vechi care îi dai o palmă în cap da. și își revine imaginea, dacă știi ce zici. Da, da. E, ceea ce, bă, pentru oamenii cu probleme s-ar putea să fie o treabă, adică m-am uitat de curând la un podcast în care a vorbit mama copiilor lui Elon Musk, artista Grimes, și care a vorbit foarte la obiect despre tot ce se presupune AI. Cu unele am fost de acord, cu unele n-am fost de acord. Da. Dar treaba asta, mai devreme sau mai târziu, vine peste noi și cred că probabil ar fi mai sănătos să ne raportăm la cum să ne acomodăm cu toată povestea asta că nu o să fie un simplu lucru. Iar Elon Musk a, a atras atenția asupra acestui aspect, zice băi, trebuie să legiferăm cumva și să știm cum stau lucrurile în tocmai, că să nu ne, să, să nu devină o armă sau dacă e să devină o armă, măcar să putem să contracarăm cumva această poveste. Da, păi treaba cu cipurile implantate este și în chestiunea cu marea resetare. Am văzut și acolo, aici, deci aici, aici e un element comun. Da. Aici un element aici e cardul, aici e asigurarea de element. sănătate, exact. problemele uh, și de aici din uh, cu ajutorul chipului ăsta uh, uh, va deveni uh, posibilă și social score de care scoringul da, da, de da. care vorbeai, pentru că acolo vor fi uh, înmagazinate toate datele respective despre individul respectiv. Și atunci, în momentul în care te vei duce să te. de, de exemplu, la o bancă, da? Vei vrea să iei un credit și atunci îți va spune banca. Ai un credit social slab, nu te califici, nu ești viabil și așa mai departe. Și atunci te va da pe ușa afară, ca să spun așa. Deci, mai devreme sau mai târziu vom ajunge la povestea asta. Eu sper Uite, să nu. O chestie ajunge. de pildă bună, da? da. Să-ți dau și un exemplu bun din AI, este că el poate să. Poate, uh conform algoritmilor pe care introduci în Temirce Soft, el poate să-ți facă o, un trafic mult mai fluid într-un oraș. Bucureștiul da. ar avea nevoie, înțelegi? Da. Poți po să faci o grămadă de, de chestii în zona asta și uh, n-ar fi puțin lucru. Uh, problema mare este că, și aici deja se pare că au apărut niște SF-uri care au povești în, în sensul ăsta, uh, problema mare este că noi ar trebui, Cica, să fim suficient de inteligenți încât să băgăm în AI și uh, emoție și curiozitate. Și în momentul în care băgăm emoție și curiozitate, uh, el se va raporta, AI-ul, inteligența artificială, artificial, iar, da, 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 se, da. se va raporta altfel la noi. Pentru că deși va face calculele mult mai repede și va fi imbatabilă, noi nu putem să facem calculele da, da. repede, Deși face asta, va trebui să aibă curiozitatea cine este totuși creatorul din spate al așa și să să avem o, o relație de win-win. De da, nu știu cum va fi, dar sper să nu apucăm Tocmă, în timpurile noastre chestia asta. Tocmai vorbeai despre cum dai telefon da, cu discul da. de la universitate și cu medita analog. Băi, da. în generație analog, domnul Simi. În fine, da, am ajuns aici. Uh, vorbeam de alcool mai devreme și cum să stăteau stăteau sticlele, uh, da, sticlele prin... și aici prin, prin, e perete, e tavan farț și aici. Da, da, aici da. ați trebuit niște scări ca da. să... Da, acolo era, era mai mic mai mică de înălțime camera, da. Da, uite, cineva când mai vrea să investească într-o redacție ar trebui să treacă pe la noi în calitate de... <laughs> Consultanți, de... da? Da, comisie de specialiști. Băi, uite, acolo, acolo facem un bar da. frumos, ai, să meargă treaba. Pentru că, na, altfel merge treaba când stau lucrurile ca atare. Uh, mă uitam, zilele astea mi a apărut în fidoștire din publicația britanică Metro, da? știi cum vrei să introduci o idee în, în, în conștiința publică întâi, în, timp bagi niște articole pormă o impui la nivel de ONG-uri pormă, da. Dumnezeu, Doamne ferește pe unele să le impui la nivel legislativ și spunea așa că alcoolul ne face mai homofobi și mai rasiști da. nu știu ce să spun din punctul ăsta de vedere am, ce să spun, am, am băut și eu la viața mea alcool, dar nu, nu am simțit că mă transform în ce spune articolul respectiv. Dumnezeule mare. Da, nu știu, poate, poate o fi valabil la alții, nu știu, la mine nu, nu a fost valabil. Eu mă trezesc <coughs> cu blogul lui Ion Cristoiu dimineața, mi l pun la cafea, îmi văd de treburi prin casă și merge acolo într-o ureche și ce face el de ceva vreme, de când a apărut Balșoi jihadul? Da. face niște similitudini da, între Primul război mondial, și cum a apărut el secolul trecut, și uite cum poate, pot lucrurile să să, degenereze, să da. degenereze foarte da. urât, și uh, cum intră în războiul în propria lui dinamică, tocmai ca un bulgare, și nu mai poate fi oprit. Doamne ferește! Dar parcă încă ne trece glonțul pe la urechi. E Și mă gândeam că dacă noi uh, tindem să fim atât de proști ca specie umană, să repetăm secolul trecut. Păi, fix o, o prohibiție ner ar lipsi, înțelegi? Nu Cred că asta n-ar mai fi posibil. Bine Pentru că, mai ales în România, prohibiția nu e posibilă în condițiile în care toată țara e formată din, mai ales, pădealuri. Da? Pruni, peri, meri și așa mai departe, din care poți să faci suică, struguri, sunt vii întregi, hectare întregi de vie. E greu să... În Statele Unite, probabil, la vremea respectivă, putea să, putea să fie impusă prohibiția, deși și atunci se puteau face da, rachiuri din fructe și așa mai departe. Deci e greu să impui. Chiar dacă ai impune la nivel oficial, la nivelul de jos, n-ar ține nimeni cont de așa ceva. Să fim serioși, Doamne. Ajută, Doamne, Doamne ajută să nu fie. Bă, da. Pe de altă nu parte cred. mă uitam la exemplu noi Zeelande. Noua Zeelandă începe să se laude că va fi singura țară de pe planetă, prima, nu singura, da. prima și deocamdată singura, care va eradica definitiv fumatul. Da. Băi, E ca și la Alcool, adică e o chestie de când lumea. Ce, ce vorbim noi aici? Da, probabil că nu știu cum vor putea să facă treaba asta. În principiu bănuiesc că nu vor mai putea cu, copiii da, la vârsta de 18 ani sau când. Pănesc că tot aceeași vârstă este de la, pentru fumat. Abă, nu, da. nu vor mai putea să-și cumpere țigări. Dar deci asta nu vor nu mai fi pe piață, cred că nu vor mai avea de unde. și atunci La un moment dat, da, la un moment dat, nu vor mai fi pe piață pentru că venind din spate mereu generații, generații de, de copii, normal că la un moment dat nu vor mai fi pe piață. Dar hai să fim serioși și la țigări. Se pot face din, în multe feluri. Mă, eu știu următoarea poveste și anume că prin anii 2000, în Finlanda, unde alcoolul este destul de scump, de scump da. se făceau niște, niște golăneri la genul la care se închiriau o ambarcațiune plecai de vineri ieșai din apele teritoriale se suna din clopoțel, te mai întorceai duminică, în momentul în care se suna din clopoțel alcoolul era la jumate și erau, erau oamenii în așa hal încât nu mai ajungeau nici măcar în cabinele în care trebuiau să doarmă știi? Era, era... o vacanță de băut da, ca bineînțeles, să zic așa, era... un weekend de băut ca, ca, ca la noi pe vremuri la papion da, când te duceai exact. vineri și mai plecai duminică, dormeai da. cap pe masă dimineața cafea Corect, și ciorba da, de burtă. De Că să spun, sunt niște treburi de când lumea și n-ai cum să eradichezi așa ceva. Da, așa, așa cred și eu, dar acum nu știu, vom vedea eficiența măsurilor. Dacă o să fie eficiente, dacă nu o să fie, vom adică vedea. Adică această dictatura sănătății care ne paște din ce în ce mai, mai violent în ultimii ani, uite, a ajuns și la nebunia asta, adică nu e totuna cu prohibiția, nu o să facă unii foarte mulți bani. Și o să... Așa e când e interzis. Da, știi? așa este. Mai nou am văzut că Organizația Mondială a Sănătății a spus că e epidemie de obezitate și să pună lumea să mai slăbească. Ultima știre zilele de arte. Băi, asta am văzut, cred da. cumva. Este într-adevăr. Da. Am să spun o treabă. Am o fică de 16 ani și mai vin și zilnic cu metrou fix, cam da. la niște ore cu liceni. Băi, sunt mai pufoși decât eram noi. <laughs> da, așa este. Și bă, știu că geam. Food bagă, adică, na. Noi nu băgam junk food pentru că pe vremea noastră nu exista așa ceva. Au covrici, și pateuri. Păi, covrici și pateuri, dar McDonald's nu exista, KFC și alte minuni de genul ăsta pe vremea nici în anii 90, când a venit primul McDonald's, nici nu mai știu, 92 sau nu mai știu, ceva de genul ăsta. Deci nu nu aveam ce junk food să băgăm, în afară păi, de covri și pateuri. Păi bun, și dacă a venit o ul și ne-a spus că avem epidemie e, da. de obezitate, ce o să facă? O să interzică lanțurile de fast food? O soluție ar fi și. Sau o să mai cer o taxă? Se poate să ceară pentru că a, a fost și un proiect de lege, dacă ți minte, în România pe tema asta. să nu rezolvă problema. Da, să tot se cred. pună taxe mai mari pe uh, băuturile carbogazoase și pe uh, dulciurile care conțin foarte mult zahăr. Bine, deocamdată nu s-a adoptat, dar au fost discuții, cred că ții minte chestia asta la nivel și la nivel în uh, Parlament. Uh, o nouă taxă, asta e clar că asta va fi, da? o nouă taxă pe toate produsele astea de care, să zicem așa, care provoacă obezitate. To toate găselnițele astea, toate aceste probleme care dau peste planetă încălzire globală și așa mai departe, bă, taxat pe carbon consumat, nu mai speli și la mașină și te și la televizor că s-ar putea da. să fii în, în, în scara de jos, știi? Da. <laughs> în constructul ăsta cum e ce, social. Și m da. mă gândesc că toate astea au devenit pur și simplu o scuză de a mai face unii niște bani. Până da, la urmă. este, da. Păi, dar nu-mi rezolvă mie problema. Ok, poluăm planeta de, de de, de, de capul. Păi și o să-i întrecem mai foanele? Sau... Știu, dar asta e lumea în care trăim. E clar că unii vor face bani foarte mulți, da? iar ceilalți vor sărăci. Cam asta este și esența, că tot vorbeam de mare resetare, cam asta e esența marii resetări. Unii să facă bani foarte mult, da? Da, să vește comunistul din tine. Da. Da. Nu, dar din câte am văzut... Mai pandemia a, a făcut a treaba asta... Da, Și-a accentuat foarte mult diferențele. Ne-au făcut mult da. mai mulți bani, noi da. am sărăcit... Exact. Mă uh, hai să nu ne plângem, dar da. ușor nu ne știu. Nu ne, da. Uh, și uite așa ajungem și la, la, la clasa politică românească. Băi, eu o, o primă... Constatarea pe care am făcut-o, uitându-mă cu atenție din nou în ultimii trei ani la politica asta românească cel puțin, constat următorul lucru și anume că a scăzut nivelul de educație în România. Și la pachet cu asta au venit și acești politicieni, figuri noi, actori noi pe care îi avem, da, mâi care nu mai au amvergura și nici pregătirea celor de odinioară la care de asemenea ne raportam cu hate necesar. Pe bună dreptate. Da. Dar, cum să spun, acum când stau și mă uit în trecut și la ce discursuri vedeam în 2000, între da. 2000 și 2010, hai să iau fix această perioadă, băi... A scăzut nivelul puternic. Băi, A scăzut da. nivelul de educație al politicienilor, în primul rând. Da. Acum stau și mă îngrijorez în fiecare zi când mai este câțul din casă. Scuză-mă că, bă, bă, bă băieți, da. Din păcate, ăsta este nivelul, pentru că niciun partid, nici PSD, nici PNL, din partidele mari vorbesc, nu și-au făcut o garnitură nouă de politicieni, așa cum erau pe vremuri, de exemplu, pe, în anii 90-2000, erau, dacă ți minte, și în eșalonul 2 sau 3, niște oameni care puteau să ocupe niște posturi de miniștri, de secretari de stat sau de director în diferite ministere. Acum, dacă ai văzut, se pun Dansatoare la bar, directoare la nu știu ce societate, da, se pun uh, oameni care au menegeriat frizerii și uh, săli de jocuri la diferite spitale și așa mai departe. Deci nu mai există, totul se numește, acum sunt toți numiți politic, fără să existe uh, uh, o selecție a oamenilor care să ocupe acele posturi. Domne, dacă tu ești în. PNL, să zicem, din zona respectivă, te califici să fii pentru postul respectiv, da? Director de spital. Nu contează că tu n-ai avut niciodată treabă cu spitalul. Da? Te pun director de spital. Ce ai făcut? Manager la o sală de la jocuri popici. mecanici. Nu contează. Și atunci, normal, toate chestiile astea se uh, reflectă și în actul managerial, da? Al diferitelor instituții. De aici sunt și incendiile din spitale, am văzut o grămadă, da? Și în timpul pandemiei și după, da? Am această întrebare. Există acest personaj arafat de ceva vreme, da? Și, păi, cel puțin de când e el încearge și unde este în charge? S-au întâmplat o grămadă de nenorociri în spitale. La Piatra Nemț, la Colectiv, la aici, la Babes. La, la Siurghiol când au dispărut. Da. Toate nenorocirile cu putință. Mai mult, mi-aduc aminte că Băsescu a vrut să-l scoată în afară și a ieșit o răzmeriță pe stradă într-un într ianuarie cu da, vreo 2012, în da. Și mă gândesc acum la ce putere avea Băsescu atunci să nu reușească să-l să scoată pe acest personaj din sistem, care treaba cu băiatul ăsta de fapt? Și de ce, de ce mai e da. acolo? Nu știu, se pare că are o protecție politică la toate, la toate partidele. Pentru că dacă ținem minte, din 2012, de când Băsescu a inițiat primul proiect prin care a vrut să treacă uh, medicina de urgență, uh, uh, salvările, să vină și salvările particulare, la cazurile de urgență. Deci a, asta, a, asta a fost esența atunci asta a proiectului. Și bani, da. Da, să vină și firmele private cu salvări să intervine la cazurile de urgență. E, deci de atunci până în prezent s-au perindat cam toate partidele la putere. Deci PD care a fost absorbit de PNL, PSD, după care iar PNL da, din 2019 încoace. Dovadă că nimeni nimeni, niciun partid nu a reușit să scape, să scape de Arafat și să sau să îl scoată din, din zona asta a puterii pe medicina de urgență. Pentru că dacă observăm de când a venit Alexandru Rafila, acum ministrul sănătății, au început niște frecușuri am văzut, ca da, să spun așa, niște frecușuri cu Arafat. găsit în birou. Da, da, pe lângă microfonul găsit, dar uh, uh, au devenit niște, au venit niște frecușuri între Arafat și Rafila în legătură cu cine se va ocupa de medicină de urgență. Băi, Arafat, mă scuz, dar el a fost la un moment dat propus să, să se ocupe de, de fake news-uri, din calitatea lui da, de șef de departament, departament la Ministerul, un departament la Ministerul de Interior. De unde până unde vii da. cu asta? Adică și de ce el, adică Păi, și cine, cine l-a propus? A fost o propunere pe modelul, dacă țin, dacă știi acum, din Statele Unite, un organism similar vor să facă și în Statele Unite, un fel de minister al dezinformării, ca să spun așa. Pe modelul respectiv din Statele Unite ar fi vrut și cei de la noi, prin Arafat, să combată, așa zis, dezinformarea. Adică, dacă avea o postare cineva pe Facebook. Dacă avea altă o... opinie. Altă opinie față Asta de cea oficială, Foarte periculoasă, într-adevăr. Dacă avea o altă opinie, ministerul respectiv sau departamentul ăsta care ar fi trebuit condus de Arafat venea cu o dezmințire. Cel puțin așa spuneau ei. Într-adevăr, mulți au spus, domnule, dar dacă Arafat sau departamentul respectiv raportează la Facebook, la Twitter, da? Postările respective, tu te trezești cu contul închis. Deci, până la urmă, e o îngrădire a libertății de exprimare pentru persoana respectivă care nu urmărește, ca să zic așa, indicațiile date de partid, de cine e la putere, Știi, în momentul respectiv. ăștia care îi fac putiniști pe unii care au altă putere, care au altă, altă părere. părere da. Ar trebui să se gândească bine cât de important este să auzi argumente care nu da. neapărat îți convin. Îți plac sau nu îți plac este foarte necesar să răuți pentru că mai devreme sau mai târziu cenzura te va lovi în moalele capului. Da, până la urmă cenzura îl va lovi și pe ei pentru că și la un moment dat și ei probabil își vor pune niște întrebări în legătură cu anumite evenimente da? sau cu anumiți politicieni și se vor lovi și ei tot așa de aceeași cenzură pe care, de care se lovesc acum ceilalți pe care ei numesc putiniști sau antivacciniști și așa mai departe. Mai am această întrebare. Avem o fostă clasă politică Adrian Năstase, Ponta, Băsescu, mai zic Vanghelie, Piedone, da? da. În clasa, școala veche, veche de da. politică românească Băi, li s-au întâmplat lucruri foarte într-un fel, înțelegi? Și n-au scăpat. și cumva, dacă mă întreb pe mine, au fost înghițiți într-un sistem pe care ei l-au creat. Da, păi așa cum a fost înghițit și Dragnea. Da. În sistemul cu care da, am el stătea câte... la masă și tăia porcul, după care. Am dup dat câteva nume. Da. ăștia de acum. Nu au și ei conștiința faptului că mai devreme sau mai târziu, având totuși istoricul ăsta care s-a întâmplat ieri, adică nu că s-a întâmplat secolul trecut în interbelic, știi? Având acest istoric, nu stau și ei să gândească de două ori, băi, totuși... Adică -o, o, zi... o să fiu și eu aruncat, da. ca să spun așa, în gura leilor. Da, probabil că așa se va întâmpla. Și știi ce mi se pare îngrijorător? Mi se pare îngrijorător, am această problemă a elitelor. Da Cât a fost Băsescu președinte, un reprezentant de seama al elitei românești, un personaj, în opinia mea, lipsit total de umor, pe numele lui uh, Liceanu a spus la acea vreme: Nu suntem noi intelectualii președintelui, preș el Băsescu este președintele nostru. No, adică da? al intelectualilor, da. Al intelectualilor. Mai nou a fost, nu știu ce summit, te plimbai pe la universitate, era undit ai posterul cu Liceanu care vorbea el despre Putin cu alți intelectuali, știi? mai eu mă întreb, cum s-o simți el totuși acum după această declarație, în momentul în care Băsescu a fost dovedit turnător la securitate? Băi, nu știa. Posibil să nu fi știut la vremea respectivă mulți despre Băsescu, despre turnătorii da, sau... Da. Erau niște. Nu. Treaba cu Băsescu, turnător la securitate, este, dacă nu mă înșel, de vreo aproape 20 de ani. Parcă Ciuvic a scris, dacă nu mă înșel, prima dată despre chestia asta, că Băsescu a fost informator la securitate. După care a urmat procese, a urmat căutări în arhiva Consiliului la CNSAS de Arhivele Securității și așa mai departe. Și a venit la ce s-a întâmplat în ultima perioadă în care i s-a dat verdict de colaborator după, după ce s-au scos alte acte din arhiva CNSAS pe care data trecută când i s-a dat hârtia de necolaborator nu se știa de hârtiile respective, păi de documente respective. Cum e, asta? Nu e? Păi aici da, da. e problema că nu știi. Nu știi cine le-a dat, cine nu le-a dat atunci și l a dat acum. Posibil și asta. Că cel dar, era fiert pe legea lustrației, ai văzut. Păi e, întotdeauna a spus Băsescu e, în primul rând a condamnat comunismul după cum știm, în parlament, da, în 2010 parcă, dacă nu mă înșel. Cred că asta trebuia da. făcut. Da, a condamnat comunismul, dar ce nu a spus atunci este că el era chiar un reprezentant da, al vechii securități și dădea note informative. Probabil că ori nu, Băsescu ori nu s-a așteptat ca documentele respective să fie date publicității și să intre pe, în instanță, să fie date și către instanță, ori nu știu ce s-a întâmplat. Dar e clar că cineva, la un moment dat, a decis ca uh, documentele respective de la Consiliul de Studiere Arhivelor Securității să fie date către instanță, pentru că altfel nu avea cum să dea uh, Curtea Supremă de Justiție, dacă nu mă înșel, Curtea Supremă a dat, nu avea cum să dea verdictul, verdictul respectiv de colaborator. Dar ce se întâmplă cu Băsescu acum? A fost trecut de pe o listă pe alta? Întreabă... Posibil, posibil, da, să fie trecut de... De anumiți oameni pe, eu știu, pe o altă listă. Văd că e activ în Parlamentul European, ia cuvântul, postează pe Facebook. Are niște bătăi la inimă, la da. niște palpitații. Da, a avut niște palpitații da, în ultima perioadă. Da. Nu știu, vom vedea care va fi. Și o săptămână mai târziu ne-am trezit și cu doamna Udrea din nou pe, da, pe afiș. Pe afiș. Deocamdată, dacă nu mă înșel, tot în Bulgaria este. S-a întors? Nu s-a întors, nu, pentru că urmează să, din câte știu, era un termen în procesul pentru a o livra, ca să zic așa, în România. Doamna Udrea este primul politician care a vorbit vreodată public de statul paralel. Da, așa este, da. Și iată că statul paralel a luat-o și pe ea. Da. Dar ce-o căuta în Bulgaria? Știi tu ce mai ce noi nu știm? Nu știu ce să spun. Probabil că a primit niște informații referitoare la verdictul care urma să fie dat și pe ultima sută de metri a încercat să fugă, dar n-am înțeles de ce prin Bulgaria. Probabil vrea să meargă în Grecia, dar nici în Grecia nu e o... O destinație sigură. Am văzut că foarte mulți din cei care au fost canaliști plecau în Italia, pentru că înțeleg că era o legislație mai permisivă, În mai ales în sudul Italiei. Am văzut mulți își luau verdicte la știam, de bravo, la zi. tribunale, din Palermo, din Sicilia, din zona respectivă. Mai e unul fugit în, în Belgrad? Săvulescu, da. e, Săvulescu da. în Italia, din câte știu și acum. Dragoș și Săvulescu, dacă nu mai știu. Și la Belgrad? La Belgrad e Sebastian Ghiță, dar... Deci nu putea să fie în același păi, siaj da, al lui da, Sebastian da, Ghiță, dar... Dar Belgradul nu e în Uniunea Europeană, deci nu putem să vorbim despre Bulgaria, Grecia, toate celelalte țări sunt în Uniunea Europeană, adică era greu să nu pună în executare un mandat de aducere. În Serbia sau, eu știu, Albania sau alte țări care nu sunt în Uniunea Europeană, pot, se pot prevala, domnule, avem noi legislația, nu știu cum și așa mai departe. Dar aici, fiind țări din Uniunea Europeană, e greu. E greu să. Până și Italia. Am văzut că în ultima vreme a început să modifice legile respective care permiteau anumitor cetățeni care erau căutați în țările UE să stea acolo și au început să îi dea către țările de origine, către România și așa mai departe. Măi, ce ce s-au golonit treburile astea da. între timp? S-au golonit grav. Există la nivel de bârfă și o lăsăm la nivel de bârfă. Doamna și a avut în Bulgaria niște treabă, nu? Da, a fost. Vorba e că doamna Udrea s-a dus fix acolo unde a avut și doamna și treabă că da. na, trebuiau cumva să. Nu știu dacă e o legătură, da? Nici nu știu dacă e o legătură, am zis că este bârfă da. și rămâne da. la nivel de uh, bârfă. De când a început ceea ce se presupune a fi balșoi jihad, da? Mă da. uit și pe alte canale da. și ca să fiu bine și corect informat. Uh, L-am văzut în... Mă rog, n-am televizor, dar mi-a apărut în, în spațiul meu public la, și am înțeles că a fost la absolut toate televiziunile, domnul Mircea Joana. Domnul Mircea Joana în calitatea lui de secretar general adjunct, adjunct NATO n-a făcut altceva decât să repete ce auzisem la știr cu 10 minute înainte, adică n-a spus absolut nimic, dar a avut grijă să apară absolut toate posturile de televiziune. Există aceste zvonuri în piață că este viitorul unul din viitorii candidați la președinție. Uh, Nu-mi este limpede dacă PSD-ul PSD, o să-l uh, ia ca fiind candidatul lor. Nu este limpede din câte am văzut, un lider PSD, dar cred că de mai mică învergură, a spus la un moment dat, parcă în aprilie, înainte de Paști, era că Mircea Joana ar putea fi un candidat la președinție bun din partea PSD. Nu mai țin minte ce lider PSD a spus asta. Dar da. oricum era din așa 1, 2 sau 3, nu era Ciolacu sau cineva din conducere. Mai avem uh, și această variantă a PNL-ului, Luciucă, uh despre care unii spun că ar fi blat ca să iasă Joana, și mai avem și acest zvon cu doamna și despre care tocmai făcut da. vorbire, și de la care eu repet și insist, cu toții așteptăm să vedem ce se întâmplă cu doamna Ursula von Pfizer, cu scandalul cu Pfizer-ul, Pfizer, și pe care da. doamna și ar trebui să-l să investigheze să și nu se întâmplă a nimic. Fost, da, a fost și o anchetă pe tema asta și la nivel european cu... Contractele pe care le ar fi avut uh, uh, Ursula von der Leyen cu Pfizer, dar văd că deocamdată la nivelul parchetului european, condus de Chiove și nu am văzut nicio reacție. Liniște și pace. Liniște și pace. Nici da. nu cred că vom vedea, nu știu de ce. Uh, ideea cu Chiove și la președinție, candidat la președinția României, a venit dacă nu mă înșel din partea sociologului Mirel Palada, care spune, a spus mereu, și va fi candidat la președinție și e posibil din sondajele pe care le prezenta el să și câștige, având în vedere că are o rată foarte mare de încredere în rândul populației. Am văzut acele sondaje. Da. Nu mi-e limpede de formațiunea politică sau independent sau... Posibil să fie o formațiune politică oarecare care să fie preluată, cum s-a mai practicat, să fie preluată de niște lideri desprinși, ori din USR, dar bănuiesc că din USR se vor desprinși sau din plus, după care vor prelua conducerea și vor o vor susține pe Chiove și la președinție. Deci s-a mai practicat cu diferite formațiuni politice din asta de buzunar care au fost preluate ulterior și lansate la poli în politica mare. Posibil și asta, posibil și ca independent sau susținută, să zicem, din spate de anumite formațiuni, ca să nu se asocieze cu, cu imaginea ei. Dar nu știu, vom vedea asta la momentul respectiv. Recunosc, nu am atâta imaginație cât să am Imaginea unei femei la președinția României? Nu. Candidat sau. Uh, nu candidat. Candidat a mai avut, nu este asta problemă. Da. problemă. Da. Să fie președinte? Să fie președinte, da. Posibil, nu am atâta nu imaginație eu. Da. Eu sunt, eu sunt de vină cu lipsa mea da. de imaginație. <laughs> da. Uh, dar ce aștept să se întâmple totuși peste 2 ani când vor fi alegerile? Băi, aș vrea să văd, mie mi-este doar să văd o confruntare până în, înainte de alegeri că acest președinte minunată de la Cotroceni, pe care îl avem, băi, a fugit de doamna, da. cum o cheamă? Viorica Dăncilă. A da. Da, fugit da, de Viorica nu a Dăncilă, fost... cadra cu dătămâie. Da, băi, suntem bărbați sau ce? Dumnezeu, fugi da. de femei. Era, ca să zic așa, era destul de sigur, sigur că o să câștige și atunci a zis că probabil nu mai vrea să-și bată capul <laughs> cu o confruntare. Dar, într-adevăr, până și în Franța, am văzut confruntare între Marin Le Pen și actualul președinte. A fost o confruntare. Am văzut? Da, a fost o confruntare. Pe bune. N-am văzut-o toată, da, dar par... am văzut fragmente din. Nu face parte din exercițiu democratic da, alternanța exact. la putere, dezbaterea, adică cine ești tu, băi, băiatule de da, la Sibiu da. care vine A trebuit să fie o confruntare, măcar una, da, la o televiziune indiferent că era de stat, televiziunea română sau o televiziune privată, dar ar fi trebuit să fie. Crezi că măcar și de, de dragul alegerilor și pentru că unii vor să ia mai multe procente uh, vor apărea totuși uh, după cei doi ani de pandemie o analiză clară și coerentă a ceea ce s-a cheltuit corect și ceea ce s-a cheltuit prost și unde s-a furat și nu s-a furat, căci pentru sănătatea statului, da, puterii statului român, această analiză foarte stufoasă ar trebui făcută. Deci am cumpărat. Mășii cu 30 de lei bucata? De ce păi. câte vaccinuri am cumpărat și cât suntem de fapt? Da, da nici o, nu mai 100 de milioane da. de vaccinuri la. Da. Păi, păi, are că banii păi încă îi da. păi plătim din da. buzunarul nostru. Cine a dat cu semnătura? Păi, premierul de atunci, înțeleg că era Cățu, nu? Păi. Dorin Cățu și Ministrul Sănătății de atunci, cine era Ioana Mihăile, parcă. Ok, dacă crezi că nu, se va face această nu, analiză? Nu știu dacă se va face. Nu cred, <laughs> pentru că din câte am văzut acum este doar o anchetă uh, care a fost începută, dar nu pe persoane, ci o anchetă în rem, adică pe fapte. Deocamdată nu s-a început o anchetă uh, să, uh, să fie învinui cineva, despre respectivele achiziții. Posibil să se închidă dosarul așa cum a fost început, posibil, eu știu, să fie inculpați anumiți oameni, eu știu, dar nu cred că la nivel la nivel mare. Adică s-ar putea să fie inculpați niște oameni din eșalonul 2, chiar 3. Adică director de ah, mici, direcții da, da, mici. Am, am da. Cred că am și văzut zilele astea. Da, a fost a fost și prezentate. dar. A treia, a patra căruță, A treia, da. patra căruță, da nu cred că va, va fi la nivelul uh, premierului sau ministrului sănătății de atunci și așa mai departe. Mă refer la achiziția de vaccinuri. La restul uh, achizițiilor de uh, materiale sanitare, măști și așa mai departe, înțeleg că este o anchetă. Și sunt deja inculpați uh, mai mulți din uh, uh, UniFarm, înțeleg oficiul respectiv care a făcut uh, achizițiile respective au sunt niște inculpați și niște dosare pe rol. Acum să vedem care va fi urmarea în continuare, că ai văzut, în România nu se știe. Chiar la o instanță îți dă că ești vinovat, închisoare, iar la următoarea, Lup. la apel, îți dă nu, nu, îți dă faptul că ești achitat, că nu există fapta sau când faptele nu există și așa mai departe sau nu e prevăzută de legea penală. Deci sunt niște discrepanțe foarte mari. Da, dar pensiile speciale, uite, tocmai rămân... Rămân, da. Este neconstituțional să da. le scoți. Nu, neconstituțional a fost modul în care a fost adoptată legea. Pentru că asta a spus Curtea Constituțională, faptul că într-o zi ai parcurs toate articolele și ai a trebuit să și votezi, e împotriva, împotriva legilor. Adică nu poți să adopți o, o, să adopți o lege într-o zi. O lege presupune niște dezbateri în comisii, în plen și așa mai departe. Ori ei au făcut tot într-o singură zi. Și atunci Curtea Constituțională înțelege că nu s-a mai uitat pe lege să vadă ce scrie acolo, ci s-au raportat doar la modul în care a fost adoptat. Din ce am văzut din comunicatul Curții. Deci modul de adoptare a fost total nelegal. O altă treabă pe care vreau să o pun pe tapet este următorul lucru. Măi, noi, de când am intrat în UE și în NATO, da? noi nu mai avem politică externă, avem doar niște yesmeni pe care îi mai și votăm. Iar Iohannis, hai să fim serioși, nu există yesmen mai mare decât Iohannis. Da, da. este Iezmenul yes mut. Da, noi nu facem altceva decât să urmăm ce spun cei de la Uniunea Europeană, calea pe care o urmează ei. Uh, adică având... fără să ne punem întrebări, fără să uh, spunem anumite chestii pe care probabil ne ar deranja din politica respectivă, noi urmăm doar ce spuni. Eu am ca așa... trenul pe șine, ca să zic. Așa. A -a -a am am această dilemă uh, vis-a-vis de relația noastră cu Balșoi Jihadu, da? cu Rusia. Da cu declarațiile făcute public, cu prezența mai marilor politicii români în Kiev, pe lângă Kiev și așa mai departe. Mai eu nu înțeleg o treabă. În primul rând, eu mi-aduc foarte bine aminte despre cum canalul Băstrăie ne-a mai bușit noua delta, da? da? Că ei voiau acces la mare și când am început și noi să zicem ceva, ne s-a dat peste bot imediat și mi-aduc aminte și despre nava Rostock da, care s-a scufundat, da? Care a fost scufundată, scufundat, da, da? Și nu am mai putut să trecem pe acolo. Uh, și am văzut de curând o emisiune, da? Un podcast al lui Tucă cu Valentin Stan, ca să fie, da. să fie limpede, în care Valentin Stan a scos un material din adevărul de prin 2014 în care se spunea cum să spun, limpede și cu declarațiile oamenilor de acolo că românii din Bucovina, așa zis, ucrainiană, comunitatea de români, peste comunitatea de români a venit de la statul ucrainean un recensământ, da? Iar bărbații, acum, au fost trimiși să lupte în Donbass iar ucrainienii s-au mutat în zona asta care era totuși pe pace. este Ne referim la 2014, atunci la... când a început războiul din Crimea. Exact. Când a fost invadată, da. Da, exact asta s-a întâmplat. Da, da. Uh, nici n-au fost foarte multe declarații din asta, cele da. noi a lui uh, gneazului sexy uh, Pătocuri Zelinski, uh, cum că... Uh, o intenție care se impune când vrei să fii parte din Uniunea Europeană de tratat de vecinătate da, și, da, și, da. Și, și, a, de și protecția minorităților protecția și minorităților, departe, da. Exact asta da. vreau să subliniez. Da. E, uh, iar noi ne ducem să ne tragem în poză cu gneazul pe tocuri uh, și uh, mai avem și pe băiatul ăsta, că am început după vârstă să văd lucrurile mai freudian. Mă înțelegi? Îl da. văd ăsta cu câțu Păi, Ce-a căutat acolo, l-au aruncat din tren între timp, cum a ajuns acolo cu vestea aia? Păi, da, în fine. A a, și, acuma, și ce facem noi? că Care e politica noastră externă în momentul am de față? Că politica externă a României nu există de fapt, Adică noi urmăm niște căi pe care ni le dă Uniunea Europeană. Deci noi nu ne punem întrebări așa cum, de exemplu, Polonia sau Ungaria, ca să luăm țări din vecinătate, ai văzut spun că nu sunt de acord cu anumite decizii ale Uniunii Europene, dar au intrat în conflict Ungaria mai ales și prin politica pe care o duce față de Rusia, de apropiere sau de a colabora pe anumite planuri, ei își pun întrebări și pun la îndoială, sau ca să spun așa, niște decizii ale Uniunii Europene. La noi nu există treaba asta. Noi mergem pe linia trasată de Uniunea Europeană și de Comisia Europeană și mergem tot înainte. Referitor la Ucraina și la uh, chestia cu minoritățile, acum, în condițiile în care Rusia intra peste Ucraina, e greu să-ți mai pui întrebări de genul ăsta. Uh, chestiunea asta cu minoritățile trebuie discutată după ce se încheie conflictul. Uh, la momentul respectiv, acum, adică când rușii sunt în Ucraina, e greu să discuți chestiunile astea, pentru că nimeni nu vine acum cu o lege de protecție a minorităților în condițiile în care țara e, o treime este invadată. Știi ce mi-ar duc eu foarte bine aminte? Da. Că în momentul în care uh, NATO, da, uh, ca să nu spunem Statele Unite, da. bombarda uh, Belgradul, da. uh, Ungaria a cerut Voivodina. Da. Te aduce aminte? Da, da, da. Adică. Și acum sunt anumite zvonuri că Ungaria ar dori o parte din Ucraina și așa mai departe, dar. Întotdeauna avut politica asta expansionistă. expansionistă da, înțelegi? Da. Noi nu avem, noi suntem, adică nu că politica expansionistă, ci să ne luăm cumva înapoi ceea ce ceea istoric ne aparține. Ne aparține da, nu, da. Nene, deci noi suntem chip de low profile, dar da, da, nu mi-e limpede de ce s-au dus acolo. Și ce e moment istoric, mă, când tu jumătate de buletin te duci acolo să, să te pozezi cu o centură, cu cum îi spune, cu o vestă antiglunt și ce ai făcut? Da, probabil că a vrut să-și exprime sprijinul României, faptul că noi îi ajutăm pe refugiați, bine, chestiunile astea se știu, adică nu cred că era nevoie de o vizită în plus acolo. La nivel de uh, prim-ministru, într-adevăr, sau de președinte, să zicem că ar, a, e o vizită, a fost o vizită necesară. Ciucă s-a dus, nu? cu Parcă cu, uh, cu, Ciolacu, cu Ciolacu, președintele da. PSD și cu președintele Camerei, da. Uh, la nivelul ăsta, da, Ia, pe de altă parte, și Câțu este președintele Senatului, adică este al doilea om în stat. Dar nu au mai fost bani dacă, de semințe și pentru da, Câțu și s-a da, dus să... Da. S-a dus separat, da. E clar că asta e o vizită pentru a-și exprima sprijinul față de Ucraina. Trece prin momente grele, adică să, să fie invadată o țară de către un stat vecin e un lucru destul de rău. Da, e, nu, nu asta adică era în cauză. N-am da. înțeles ce, în ce calitate, adică păteai să... În ce calitate? Președinte al Senatului. Păi și când păi că uraganul s-a dus când au venit refugiații <laughs> să-și ia niște fete de acolo. Ce, ce <laughs> da. vorbim, <laughs> înțeles? Da. Uh, cum ți se pare acest balșoi jihad și ce se întâmplă de acolo? Și nu vorbesc de... de că nu preștim ce se întâmplă. Vreau să vorbim un pic despre... Uh, această presă de propagandă de la noi. Spre exemplu, am o dată această situație a Antena 3, care dădea sub formă de live, transmisiune directă de la război, cum se trăgea după, după un mic de jos, cu antiaeriana, se trăgea după un mic și s-a și catapultat ăla și să se dovedească o zi mai târziu că era, era, un, era un, un joc video că, 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 care e pe YouTube, adică băi, am înnebunit la cap. Da, nu știu care a fost, nici producătorul nu și-a dat seama, nu știu, n-am înțeles care a fost situația atunci. Ei au spus că a fost Toamne, o greșeală, da, nu, nu știu. Și mai avem acest caz care este de câteva zile mi-a mi sărit în ochi. Există Ghost of Kiev? Nu, nu există, e clar că nu există. A fost un mit în, la începutul lunii, la sfârșitul lunii februarie când au invadat. Mi se pare că acum câteva zile a recunoscut Ucraina, chiar oficial că nu există pilotul respectiv. Ei-au spus că Ghost of Kiev, fantoma din Kiev reprezintă totalitatea piloților ucraineni care luptă împotriva rușilor. De nu s-au luptat în... cu avioane încă, deci... Da. Dar mie mi-a plăcut cum s-a propagat această știre. Această legendă a, a Chievului, da. Ghost Kiev Chiev, a, a, a bușit 22 de avioane sau ceva da, de genul, da? da? În și... condițiile în care războiul a început de câteva zile. Da. Porma a murit. Da. A venit, adică a apărut și fiul. A apărut un fiu care a spus despre tatăl, așa și pe dincolo, după care au venit autoritățile sau cine Dumnezeu ne-a spus de la Kiev, de la băi, Ghost of Chiev nu există. Nu, acum câteva zile, din câte știu, uh, au dat șt oficial, șt da, că nu există. Știrea asta a acestui Ghost of au a apărut pe toate site-urile. Păi eu înțelegi? asta aș vrea să întreb. Cum au putut uh, jurnaliștii care au scris pe respectivele site-uri să participe la, la chestiunea asta? Băi, nu e singura, e un A, exemplu. Păi da, dar ăsta e, e, e cel mai mare exemplu de fake news din timpul războiului ăsta din Ucraina. Cum au putut, bă, pentru că asta e întrebarea, să participe la, la chestiunea asta? Adică să se ducă, totuși, să uh, intervieveze pe părinți, pe copil sau așa mai departe? În condițiile... Ei nu știau, jurnaliștii respectivi, nu știau că... Uh, fantoma Chievului nu există? Sau au luat de bune tot ce au zis, tot ce s-a spus la început? Eu asta nu, aici nu pot să înțeleg. Cum au putut să participe? Adică totuși au fost uh, instituții de presă respectabile care au participat la chestia asta și au scris despre fantoma din Kiev, Adică nu a scris un tabloid. Nu e o naivitate Păi, Vicu, de astea, da. de, cum să spun, nu știu, sunt da. puerile. Da, știu, sunt puerile, dar totuși, uite că mm. sunt jurnaliști care au scris și au participat la toată tărășenia asta. Și ca să se dovedească, bineînțeles, ulterior, că nu există așa ceva, că nu există fantoma din chef Dumnezeu care să, <gânt> să doboare atâtea avioane. Noi, de fapt, da. nu prea știm ce se întâmplă acolo. Păi nu știm pentru că nu avem de unde să ne informăm, în afară de canalele oficiale pe care le avem, da, și uh, uh, postările pe care le face uh, Ucraina, noi nu prea avem acces la știrile din Rusia, Chiar dacă am avea acces, n-am ști ce este propagandă și ce este real? Mm -hmm. Pentru că e clar că în Rusia există, ca și de partea cealaltă există multă propagandă referitoare la război. Bineînțeles. E clar că sunt exagerări și de o parte și de alta. Adică Știu, noi nu dar trebuie să luăm de bune, să luăm de bun ce spune nici Ucraina, nici uh, Rusia, pentru că sunt clar exagerări, se dovedește și cu fantoma din Kiev. Mă gândesc totuși că având acces la amândouă este mai sănătos pentru mine care, la care vine informația, nu da. că da există informație, să vină și la ăștia ca mine. Să-mi fac o părere cât mai echilibrată, văzând toate exagerările și nu numai o parte este, cum să ce să te întreb, este propaganda asta de război o necesitate în timp de jihaduri, balșui păi jihaduri? E și o necesitate da. pentru a-și exploata la maximum, da, fiecare... Da, ajunge se... la politică de stat, adică a venit CNA și a spus, băi, da. vedeți ce spuneți. Înțelegi că eu am această problemă la acest microfon, băi, da. să am grijă ce spun, că cine știe cum se interpretează, că și asta da, e păi Da, problemă. după aia te, te te-ai într-o anumită direcție și ești pe lista cu putiniștii. Băi, nu m -am Dacă pus nu, în da, că... da, în fine. A, dar, uh, într-adevăr, uh, ei, ne ul spune să te informezi doar din surse oficiale, dar sursele oficiale sunt în afară de uh, televiziunea română, da? De unde să te informezi? Agenții de presă și așa mai departe, că restul site-urilor nu știi ce e bun, ce nu e bun, fiecare site, da, scrie ce îi convine. Cât am Nu fost, știu de, de unde să te informezi. Cât am fost, că asta mi se pare și mai aberant, da. uh, cât am fost în pandemie și în lockdown, uh, știrile externe de la ProTV, că mi-aduc bine aminte, erau despre un uh, cuplu care făcea yoga în Caraibe sub ocean, știi? Da. Ă, știrile externe pe bune, era ca ieșit lumea în stradă în toate capitalele Europei și se bat cu poliția, se bate cu poliția grav, știi? Da. E, această știre eu personal mi-am luat o de pe niște site-uri, niște siteuri, niște canale de pe aplicația rusească-ucrainiană Telegram. Da. da. Înțelegi? Dar nu ți ascund că mi-am pus totuși această problemă. Băi, cum am ajuns în această situație să-mi iau informație pe bune de pe o treabă rusească? Da, adică au fost, anumite știri au fost omise, asta vrei să spui, nu? Au fost omise, da, de către canalele românești. Da. Da, așa se întâmplă și acum cu condițiile războiului din Ucraina și așa mai departe. Știi, Întrebarea mea este următoarea, dacă este necesară, sau mă rog, dacă este, face parte din procedura de război sau de stare de super alertă, să dai știri false, că până la urmă asta e. Nu mă pricep, poate să fie... Și să-și să da. cancelezi alte opinii, da. știi? Nu mă pricep, ți-am spus, poate să fie o strategie a țării respective, să-și supraliciteze, ca să zic așa, partea în războiul respectiv. Dar nu știu ce să. N-am mai trăit, noi n-am mai trăit uh, o, o, o chestiune de genul ăsta, în afară de războiul din uh, Irak, parcă a fost cel mai aproape, nu? Mm. Mai, mai curând nu a fost altceva. Recent. Nu a fost un alt conflict. Uh, Iugoslavia? Care, uh, păi nu, eu războiul din. Uh, a fost mai încoace. Iugoslavia a fost în 98-99. Da, da, da. okay. uh, Irakul a fost mai parcă în 2007 sau nu mai știu când. Mm. Ceva de genul ăsta a fost. Da, dar oricum chestiunile alea cu Irakul și cu Afganistanul se întâmplau la mare distanță. Nu prea interesa pe multă lume treaba aia. Să uitau la televizor, ai văzut cum era la războiul din Irak. Dădeau americanii cu bombe, cu CNN tot felul. pe stânga, CNN, CNN, pe dreapta, exact, vin da. și armatele. Și, da, și cam showbiz. atât. Da, acum interesează pe mulți pentru că tot conflictul ăsta este la câteva sute de kilometri de noi. Adică începe să devine problematic pentru multe lume și de-aia dar ce vreau să spun referitor la războiul din Ucraina este că n-am văzut până acum în România și vorbeam ieri cu niște prieteni, nu am văzut un sondaj de opinie, deci un sondaj de opinie făcut profesionist. Nu, am văzut sondaje de opinie pe diferite site-uri, în care să se spună clar care este percepția românilor față de conflictul din Ucraina și dacă noi, asta ar fi o întrebare importantă, dacă noi ar trebui să intervenim să le dăm echipamente sau militare sau trupe sau să să nu ne implicăm sau să urmăm doar calea pe care ne spune Uniunea europeană. Deci un sondaj de opinie pe tema asta n-am văzut. Cred că în alte țări s-a făcut. Păi s-a făcut, dar la noi nu există. Deși au trecut 70 și cât de zile? Și Vreo 70 și ceva de zile. Dar de la începutul războiului nu există. Deci să merge ca și... Cel puțin autoritățile merg ca să spun așa, pe varianta că toată țara da ar susține ca noi să dăm echipamente și să dăm ajutor Ucrainei. Nu știu dacă e așa. Asta vreau să Aș vrea să văd dacă există măcar în, într-un sondaj de opinie opinia asta a oamenilor. Păi opiniile astea sunt importante. Păi sunt. Asta spun, și în noi și așa mai da, departe. Da. Dar nu am văzut. Niciun, da, niciun institut, chiar din cele respectabile, nu am văzut să facă un astfel de sondaj. Din câte știi tu, cum crezi că vor evolua lucrurile acolo? Se va termina odată sau va ține, cum spune Cristoiu, până la 10-20 de ani? Na, nu știu dacă ține 20 de ani. Oricum, conflictul va fi unul, chiar dacă, să zicem, se va termina în următoarea perioadă, se vor termina ostilitățile, adică în sensul de război la, la sol, e clar că va fi un conflict înghețat, adică, va mai dura încă, așa cum a fost și în Ucraina sau cum e în Donbass, da? Din 2014, de când au invadat partea aceea de est a Ucrainei, războiul a fost ținut, ca să zicem așa, sub capac, da? Și a fost repornit acum. Bănuiesc că așa se va întâmpla și aici. Problema care se se cel pune, mai fericit caz. Da, problema care se pune este, nu știu în ce condiții se vor face negocierile de pace, adică vor rămâne, va rămâne Rusia cu partea respectivă de teritoriu nu va rămâne. Asta vom vedea. Nici nu se știe în momentul de față ce presupune ce, presup, pace. ce -ar presupune o pace, ce-ar ce da. presupune o victoria a Rusiei sau o victoria a Ucrainei. Nu se știe, nu este păi, limpede da. acest lucru. Plus da. că aflu că domnul Zelenski a cerut cât? 7 miliarde pe lună? Băi, șapte miliarde pe lună pentru pe, echipamente. Pentru echipamente, da? da? da. Păi, păi, șapte miliarde pe lună, cât o să țină războiul de acum încolo? Păi, follow the money! Că e good business să e țină E ca la războiul. vaccinuri. Da, da, exact! E ca la vaccinuri am comandat. Adică să nu fim naivi, totuși, da. ca că Vom vedea. Situația oricum e destul de complicată în zonă. Plus, acest, cum îl cheamă, acest ministru de externe al Ucrainei, care ba, îl face. Ne-am de... tre ne trezit zilele trecute cu o declarație de la el în care spunea că cine, cum să spun, cine nu încheie businessurile cu gazul, da, cu Rusia, se face direct vinovat de, de crimele Rusiei împotriva Ucrainei. Da, plătești tu. Acum nu, e. Da, că... dacă plătești tu, ok. Da, uh, acum uh, în privința gazului și a petrolului din Rusia este clar că va urma o perioadă uh, destul de grea. A Uniunii Europene, pentru că dacă se va renunța la petrolul și gazele din Rusia, alternativa, da, gazele din Statele Unite sau din Algeria, cum am văzut că sunt acum, alternativa va fi mai scumpă. Deci, chiar dacă vor fi gaze, da, vor fi mult mai scumpe, iar prețul va sări și mai mult. Asta se vede la vot. O să se, vadă păi la o să se vadă și la vot, dar indiferent ce partid ar veni la putere, nu poate să promite că va scădea prețul gazului în condițiile în care tu te lipsești, să zicem, de o parte importantă. România nu e cazul că în România sunt parcă două, nici 20% nu depindem de gazul rusesc și asta doar iarna. Dar e vorba de alte țări, cum e Germania, care depinde de vreo 60, în jur de 60-70% de gaz rusesc. Da, Italia, din câte știu, tot așa depinde de petrol și gazul din Rusia. Și atunci, în țările respective, va urma clar o recesiune și o cădere economică, pentru că populația va fi pusă să plătească un preț mai mare pentru gaz, pentru petrol și așa mai departe. La ea chiar se vede în alegeri? Da, păi bănuiesc că și la noi se va vedea. Bine, la noi, de fapt, indiferent ce se va vedea, tot alianța usele se va face, așa că Băi, vom merge pe aceeași, pe aceeași linie. Da. Revenim aici da. în, bătătura noastră pe malul Dâmboviței. Băi, noi mai avem o poziție? Că Deocamdată... avem un USR de care n-am mai auzit nici nu știu dacă mai există oamenii aia, să o mai duce la, la USR job. există la... prin faptul că dă comunicate, scrie pe Facebook cam în fiecare zi, pe diferite teme problema este dacă mesajele respective ajung și la oameni. Adică ei scriu pe Facebook, nu știu cine vede, dacă văd doar membrii de partid sau apropiații lor, mesajele respective sunt egale cu zero, e clar. Pentru că în momentul în care tu, când ai un mesaj, trebuie să ajungă și la eventualii votanți care probabil să zicem nu, se, nu, te, nu te simpatizează acum, dar poate prin lorile de poziție ale partidului zice, uite, domnule, rezonează cu ce cred eu, da? Dar dacă mesajele respective nu ajung decât la o bula lor, e clar că nu. Și mai e aur, care... Văd Stai că... puțin, da. ajungem și la aur. Da. Eu am această problemă cu USR sau cum era USR Plus, da? Măi, s-a spus că după ce închem cu pandemia la o lună de zile, în sfârșit se va face un referendum pe ideea fără penal în funcții publice pe care o așteptăm ca promisiune electorală de când hău. Nu s-a păi întâmplat nimic. Referendumul, ca să faci un referendum, din câte știu, trebuie îndeplinite niște condiții. Trebuie strânse niște semnături. No, trebuia să fac asta la nivel de propunere. Păi, da, nu s-a mai dat mai... Ce să se mai facă? Acum, din pandemie, am dat în război. E clar că nu. În condițiile astea, să faci un referendum pe fără penal în funcții publice? Păi, da, dar poate eu te-am votat, nu? Corect. Băi, da, dar în momentul în care au fost, a fost votul, nu se știa nici de război, nici de pandemie, nici de multe lucruri. Înțeles, da. Adică e un, acum e un caz de forță major, din punctul ăsta de vedere. Cât da. despre aur, eu n-am auzit de aur decât în ziua în care au, uh, au fost alegeri. Da, da, sunt da. unul din aia. E adevărat, pentru că a fost o surpriză. Și tot așa vorbeam de Mirel Palada, doar Mirel Palada în seara alegerilor a dat că Aur va intra în Parlament cu, n-a zis 8% sau nu, a zis 7% dacă nu mă înșel. Se pot vedea sondajele mm -hmm. din perioada respectivă și într-adevăr doar Mirel Palada, restul institutelor de sondare opiniei publice, niciunul nu l-a dat cu Aur că va fi în Parlament erau diferite procente la PNL, PSD, USR și așa mai departe, dar aur era sub pragul electoral, în toate sondajele. Singurul care a dat a fost Mirel Palada, asta țin minte foarte bine. A zis că va intra în jur de în sondaj, era cu, cu o zi sau două înainte de alegeri, 7%. A fost cât? 9, parcă nu, dacă nu mă înșel, nu? Parcă 9 sau 10, da, da, nu mai știu. Nu da, da. da. într-adevăr a fost o surpriză, pentru mulți a fost o surpriză, pentru că nu se așteptau ca un partid a apărut din neant, ca să zic așa, da? și candidat la, candidat la, alegeri să ia atât de destul de mult. Adică... Mă, asta e o ciudățenie. Cum a da. apărut partidul ăsta? Pentru ce categorie de electorat? Cum, la fel, Pai... o ciudățenie mi se, mi se pare și cum s-a schimbat peste noapte bă, din nou, din marea echipă câștigătoare, domnul Câțu a fost înlocuit cu domnul Ciuca așa, un, un unic candidat și, bă, ce... Ce e asta? Adică parcă sună bă, da, Să la... trăiești bună ziua, Asta este ordinul. Da, la PNL oricum, așa a fost, dacă ți minte, și în alegerile din 2016 pentru primăria capitalei, când au fost, dacă nu mă înșel, trei candidați din partea PNL. Unul dintre ei fiind Maria Munteanu. Cred că se știe atunci cum au fost, da, nu, 2016, da, mm -hmm. 2016 au fost pentru primăria capitalei și a fost ulterior candidat bătut în cuie Predoiu care bineînțeles că a pierdut cu brio în fața gabierei fire. Probabil că aceeași strategie e și acum. S-a primit, bănuiesc, cum ai spus tu, un ordin. Domne, nu mai trebuie să fie câțu, că bănuiesc că au văzut și ei sondajele, da? de opinie în care PNL s-a dus de la, cât avea, 25-25% la alegeri, da, parcă 25% avea. Și au tot scăzut, a tot scăzut, până unele sondaje îl dădeau aproape la egalitate cu aur. Deci e clar că nu aveau, și din, ei s-au dus în jos și ca urmare a politicilor pe care le-au făcut, da? Și în anii de pandemie și până în 2020, și când s-a schimbat? În 2021. E clar că s-au dus în jos ca urmare a politicilor făcute, da? Pandemia asta cum a dispărut ea brusc, bă da, brusc, da. adică... Și am intrat în război peste două zile. Așteptăm extraterestrii <laughs> da. acum sau ce urmează? Da. Iar aur, am văzut că se agită pur și simplu pe zona asta de Facebook. Adică, se fac live-uri de la diferite manifestații, se fac live-uri de, live de la evenimente. Mm -hmm. Chiar ieri l-am -am văzut pe George Simion, că au scris, a scris toată presa, cum s-a dus la uh, manifestația de, de protest a celor de la STB din fața uh, instituției. Mm -hmm. da? Și a venit. Uh, George Simion cu Dumitru Coarnă, au vorbit oamenilor că le vor rezolva problemele, că se vor implica și așa Ce mai departe. Ce probleme sunt și la STB? Sunt probleme mari și acolo cu locurile de muncă, cu știi că acum recent au fost dați afară 220 de oameni după uh, greva care a fost în uh, când a fost? În martie parcă sau dacă nu mă înșel, nu? Februarie sau martie, um, nu, aia, nu știu. Eu știu. de aia de la metrou, nu știu. Nu, nu, nu greva STB. Nu a fost greva STB la începutul anului. Când n-au mers autobuzele o săptămână și ceva. Am o memorie scurtă și da. merg cu metro oricum. Da. Deci nu au mers, au fost o. A, bă, da, gata! Da, cum să, să nu? A fost, nu a fost o grevă propriu-zisă, ci au încetat spontan lucru. Și lucrul ăsta s-a întâmplat vreo o săptămână și ceva. Și, bineînțeles, după care s-au făcut comisii de, a, de disciplină la nivelul STB, și cei care nu au, nu, au fost, nu au reluat lucru după ce instanța a spus că greva este ilegală, au fost sancționați unii cu desfacerea contractului de muncă, la alții, alții le-au fost tăiate salariile și așa mai departe. Și ei pentru asta au, vrut, au protestat, pentru că sunt 200 și ceva de oameni care își vor pierde locul de muncă. Acum totul se va rezolva, bănuiesc, în instanță, pentru că toate deciziile respective ale conducerii vor fi contestate de salariații, așa. și după care vor urma calea instanții. când se va da sentința, nu știu. Un an, doi, bănuiesc că cel puțin doi ani. Cam atât durează un proces de genul ăsta. Știu că mi-aduc aminte colegul video aici de față, mi-a povestit la un moment dat, era într-un autobuz, și cumva fix în spatele șoferului, și se punea la acea vreme problema să se vaccineze obligatoriu toți angajații STB STB da. și cine nu dorește să nu mai vină la muncă. La da. muncă. Și discuția șoferului era păi suntem 80% și nu mai venim la muncă de luni, că era deva vineri-sâmbătă, nu mai da, venim la muncă nu de luni. Da, păi să ți că s-a renunțat. și cu certificatul de vaccinare. E bine că s-a renunțat, da, pentru mai că bine, aia, da. aia era o treabă foarte periculoasă, Poate, dacă da. mă pe mine. Adică... Da, și, și eu sunt de aceeași părere, da. Vaccinarea ca vaccinare este alegerea fiecăruia și fiecare cât a citit, cât... Da, exact. Aici este sunt de acord. Treabă da. de alege. Dar de aici până la impune o... o până o, de la muncă. A mă pune pe mine în calitate, eu sunt nevaccinat și mi-asum asta, da. mă pune pe mine în calitate de nevaccinat sănătos tun, sunt sănătos tun. Uh, clasa a doua de cetățeni, Marșma mă de aici. Da, da, era adică o stratificare clară, adică erau împărțite, ai văzut, și în magazine. Erau uh, anumite magazine care puneau garduri între da, da, supermarket, da, da unde... Puteau să, intre, puteau să intre toată lumea și vaccinați și nevaccinați și galeria de comercială, galeria de magazine unde puteau să intre doar cu certificat. De unde am mai văzut asta așa în istorie? UX, aici. Până... Am văzut 19. în multe. <laughs> nu mai are rost să vorbim acum, bănuiesc că nu se vor mai întoarce vremurile alea și sper să nu se mai întoarcă. Băi nu știu ce da. să spun, că uite ce se întâmplă în Noua Zeelandă, uite ce s-a întâmplat în Australia. Cartea asta nouă a lui Bill Gates despre cum o să trăiască noi să avem grijă de următo în următoarea pandemie, el spune acolo că trebuie o să trecem ca prin brânză prin noua pandemie dacă vom merge după modelul Australiei. Mă scuzi? Poftim? Da, Alo? Uite ce s-a întâmplat în Canada. Despre care, uite, de când. Da, nu s-a mai auzit nu nimic. Nu mai avem știri. Nu. Nimic, nu. Bă, acolo a fost un abuz al lui Trudeau fără precedent da. într-o lume democratică. Adică, cum să le tai conturile și. Da, vreau să le ia și proprietățile, dacă nu mă înșel. Da. Sau... Băi. Asta cu conturile știu că s-a aplicat la mulți, la mulți oameni. Da, asta nu este un abuz ba, specific da. statelor totalitare și comuniste? Da, și mie mi s-a părut un abuz și am discutat și atunci. Bine, mulți colegi -au, și prieteni m-au contrat atunci. Au spus că așa trebuie să se întâmple. Și zic, păi, cum să se întâmple ceva de genul ăsta în care tu, dacă nu ești de acord cu o măsură a, a guvernului vremelnic la vremea Da, la vreme să normal. Așa și să... te duci să, da, să demonstrezi, să ai o acțiune de protest, cum să stai conturile. Nu mai zic că erau zvonuri sau erau indicii că urmau să le ia și anumite proprietăți uh, celor care protestau. Deci, nu, nu se poate, nu se poate imagina. Cred că uh, nici în țările totalitare nu există. Adică, bun, protestezi, te bagă la pușcărie și așa mai departe, da? Toate dictaturile, da? Uh -huh. Sau regimurile autoritare. Eventual, că așa s-a întâmplat și pe vremea comunismului și la noi. Dar da? protestai nu lua casa sau banii, salariul, ești bine, te băga la pușcărie. El se pare că în sfârșit au dat toți progresiștii nas în nas cu ceea ce presupune pe bune clasa muncitoare. Da. Știi? Care le aduce și pâinea, aia, da, pâinea, da. pâine, nu banii de pâine, știi? În fiecare zi și așa mai departe. Da. Ce am auzit eu și cam stă în picioare ca informație este că majoritatea șoferilor de tir sunt băieți cam de o vârstă cu noi, 40 plus, uh, și uh, de prin estul Europei, da? care au, au, au trăit niște comunism la da, viața da, lor da. și l-au mirosit imediat acolo. Normal că am văzut un caz cu un român bătut. Da, am văzut, da. Adică normal că oamenii s-au da, sesizat. Da. Și eu nu înțeleg cum Statele Unite, după a, cât 50 de ani de război rece cu comunista Uniune Uniunea Sovietică, sovietică da. știi, n-are o problemă cu, cu situația din, de deasupra lor? Da. Nu înțeleg. Nici eu, și sunt multe pe care nu le înțelegem acum, dar probabil că le vom înțelege la un moment dat, nu știu când. Băi, și mai e o treabă pe care eram constatat în ultimii ani. Și anume, eu am trăit într o lume în care întotdeauna am avut impresia că conservatorii sunt aia învechiți și așa, iar eu cumva reprezint progresism. Progresism, da. da. Până acum mă aflu, odată cu etatea, dar și cu cum s-a întors lumea cu, cu, cu jos în cu jos sus, în da? sus da. să nu spun cur, da. <laughs> așa că mă trezesc cu pumnul pus în gură nu de la conservatori de unde mă așteptam, că cei fac uz acum de, de primul amendament și de freedom of speech, dar mă trezesc cu pumnul pus în gură de la niște băieți cu... Cu trotinete, ca să zic așa, nu? Să nu zic, tu, cu trotinete, să nu zic poșete, fată, da? da înțelegi? Da, corect. Bă, cum am ajuns în situația asta? Cum De asemenea, mă mir când am ajuns să-mi iau informație corectă de pe telegram, pentru că nicio televiziune și niciun site din România nu mi-o dă? Da, păi apropo de informații, acum câteva zile au fost niște luări de poziție în Statele Unite din partea unor senatori republicani împotriva lui Joe Biden știrile respective nu au venit aici prin pe niciun canal. Asta am observat tot așa, prin anumite site-uri din acestea conservatoare care mai urmăresc politica din Statele Unite, acolo se mai scrie despre chestia asta. În rest, în mainstream, ca să spun așa, nu există informațiile de genul ăsta. Sunt foarte curios ce o să se întâmple da. la următoarele alegeri din Statele Unite, da. plus că Cred că nu precedentele, ci astea de acum vor fi niște alegeri foarte importante. Da. În tot contextul asta al lumii, în contextul în care se schimbă hegemonia, în contextul în care dolarul s-ar putea să se ducă în jos. Da, unii spun că ar urma și o criză economică în Statele Unite, asta o să vedem. Da, obicei ce se întâmplă acolo da. în cel târziu. Influențează, un an și aici. da, influențează și ce se întâmplă în Europa. Ai văzut da. ce s-a întâmplat în China și în Shanghai și, până la urmă, da. se pare că ești lumea în stradă. Până da. Nici de acolo nu știm mare lucru. Nu se știe nimic de acolo, pentru că noi nu avem, ei nu au acces la Facebook și la Twitter. China are, înțeleg, Baidu, o rețea locală gen Facebook, de cum stat. este la noi, da? Și toate mesajele acolo sunt filtrate. E clar că noi nu, în primul rând, nici nu, nici nu știm să traducem. Ce se întâmplă acolo, postările respective, da? În afară de mass media asta de, de stat, care uh, este în limba engleză, noi nu avem alte informații. Sau de la cei care sunt acolo, dacă mai avem prieteni, cunoștințe și așa mai departe. Dar de-aia zic că e o lume închisă în care noi nu putem să pătrundem acolo sau pătrundem foarte greu în lumea din China. Mă, este limpede că pentru buna noastră funcționare la cap, în modelul chinezesc hai să zic, pentru noi românii nu stăm picioare. Da. Modelul rusesc îl știm, îl știm nu da. stăm picioare. Modelul american, bineînțeles, cu asta rezonăm. Măi, numai că acolo nu mai stau lucrurile cum da. știam că stau. Adică, să, să interzici freedom of speech în Statele Unite. Da, și să impui sau să încerci să impui un minister al adevărului, cum vor să impună. să să facă în Statele Unite, de-aia mi se pare și mie destul de, de ciudat. 1984 da. plus da. Brave New World. da. Păi, da o chestie care m-a surprins și m-a și întristat cumva, în toată această pandemie am ajuns să mă cert cu prieteni, știi, că mă cert cu autorități, m-am ajuns să mă cert cu prieteni, ceea ce mi s-a părut cam, am avut și momentul ăsta, bă, dar n-am citit, dracule, acelea SF-uri la tinerețe, uite că sunt niște bucăți luate, le și le pui ca un puzzle, da, da. Nu, și cred că aici ni se trage și de la social media. Fiecare dintre noi avem, hai să zicem, nu contează cât prieteni avem, urmărim aceleași publicații și de obicei și niște prieteni pe care noi îi punem în zona în care, băi, da. pot să mă bazez pe opinia astuia. Uh, știu că este documentată, chid că sunt de acord sau nu, dar mai devreme sau mai târziu ajungem în situația în care devenim victimele propriilor noastre opinii și trăim într-o bulă. Într-o bulă, da. Și da, într-o exact. zonă de confort, băi, care este total dăunătoare pentru păi, toți. Asta centru. am observat, apropo de cearta cu prietenii, am observat că mulți din prieteni pe Facebook, nu neapărat prieteni, dar prieteni pe Facebook, au început să, să scoată și pe mine, m-au scos mulți, pentru că nu doreau să, aib, să aibă alte opinii pe pagina lor, în afară de cele cu care rezonau ei. Cred că ți s-a întâmplat și ție asta. Adică, nu, nu vreau să, să se contreze, ca să spun așa, sau să citească alte opinii decât cele pe care le știau ei. Și atunci, toți care postau pe pagina lui, ziceau, da, domnule, eu sunt de acord cu ce spui, ești cel mai tare, ești ok și așa mai departe. Măi, instituțiile de putere ale statelor, da? guvern, ministere și așa mai departe, uh, și-au impus, uh, cum o să intre și în limba română, toată lumea îl folosește acolo, au impus aceste narrative, narrative și da. în timpul pandemiei și în timpul războiului. Uh, să văd prieteni de-ai mei uh, care sunt mai presus de orice îndoială, care, repet, am citit acelea SF-uri, Nepunând sub îndoială, nu da, da. nepunând sub îndoială uh, varianta oficială a guvernului, mi se pare de o naivitate. Păi nu, cel mai, uh, cel mai rău este că sunt uh, prieteni care sunt și jurnaliști. Adică lucrează în presă și nu-și pun întrebări despre varianta oficială pe care o livrează guvernul. Asta este cel mai, cel mai grav. Bun, un uh, om de rând, să zicem a luat de bun ce spune da. guvernul, e ok, nu prea informat, să mai uite la televizor, poate să mai uită pe un cont de Facebook. Dar ce e mai grav este că sunt jurnaliști care participă la chestia asta și iau de bună, fără să-și pună întrebări, fără să-și pună niciun fel de întrebări, iau de bună varianta guvernului. Exact cum am vorbit de cazul cu fantomei de la Kiev, tot la fel. Au luat de bun ce a spus guvernul Ucrainei cu foarte Bun asta. da, e un exemplu foarte bun. Și au participat la mistificarea da, respective știri da, și la legendarea uh, fantomei de la Kiev care s-a dovedit până la urmă că nu există. Deci aici este marea problemă. Că sunt oameni informați. Da, o întrebare care mă, mă, mă întristează un pic pe care mi-o pun din când în când este dacă lumea n-a ajuns totul să-și să dorească genul ăsta de societate, până la urmă, în care ai varianta oficială și ce să ne mai batem noi capul, plus că mai aud și eternele plânge băi, dar noi suntem prea mici ca să contăm, nu, știu ce. nu e frate așa. Păi, da, nu până așa. la urmă nu e așa, pentru că dacă se creează o masă critică în societate, da, dacă sunt cât mai mulți. Care pun sub semnul îndoielii sau sub semnul întrebării ce spune guvernul, atunci e clar că guvernul va trebui să țină seama și de, ma, și de segmentul respectiv. Dar segmentul ăsta depinde dacă e mai mare sau mai mic. Da? Și de presiunea pe care o face către guvern. Țin foarte mult la, la libertatea presei și cred totuși în România, încă, da? Dumnezeu știe ce o să fie, dar încă avem o libertate a presei, da. doar trebuie să o cauți. Și dacă sunt locuri în care noi personal da, nu ne raportăm ca la o instituție liberă de presă, păi cred că este și multă comoditate acolo. Da, adică, da. da, ce să ne batem noi capul? Da, păi da, te, asta te... se vede și în faptul că nu mai există, de exemplu, jurnalism de investigații. Eu n-am făcut nicio investigație, nu pot să spun că. Nu mai stă Dar România te iubesc și asta uh, mai sunt, nu știu. Ba da, există, România te iubesc, există. Da. Nu, dar eu vorbesc că erau ziare, da, site-uri întregi care făceau investigații. Ah, înțeles, da. da, erau jurnaliști care cu asta se ocupau. Acum foarte multe investigații, știi și tu, vin servite. Adică, se dă un comunicat sau materialul respectiv, dacă nu e Albușin comunicat. Pe ala, da, al pe ăla, de la DNA, de la Parchetul General, de la Înainte să se dea oficial, se dă în presă. Îi zice statul paralel. Da. După care, da, astea sunt investigațiile. Sunt multe servite de către instituții, servicii secrete, parchete și așa mai departe. Nu mai există uh, anchete, uh, ca să zic așa, făcute de la zero. Să pornește cum să pe vremuri, de la un fir, de la o sesizare, de la ceva, după care urmai pași. Acum totul e servit. Și atunci e normal că nimeni, nu -și mai niciun jurnalist nu-și mai bate cap le ia gata, le hăpăie și le bagă direct pe site-ul respectiv. Băi, mulțumesc mult că ai venit! Mulțumesc și eu de Hai invitație! că ne-am distrat! Vreau da. să mai anunț încă o dată la sfârșit această situație în care ne vom fi în următoarele două săptămâni. Pe 14 mai, sâmbătă, la London Home pe David Praporgescu 31 va fi o proiecție de film Balta Albă și săptămâna următoare, cred că sunt un moment că trebuie să mă uit și la un calendar. Pe 22 vom avea o proiecție la noi în cartier, la o terasă frumoasă pe lângă unde era fost bila pe acolo. Da, te aștept și pe tine. Da, 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 da corect. Da, da. Vom da. fi șase ani de proiecții baltă Mulțumesc, domnul Mihai Simeonescu. și eu de invitație. Sinii pentru prieteni. Mulțumesc. Băi, mi-e dor și mie, trebuie să-ți spun asta, de vremurile în care sub tavanele false din redacție erau sticle de alcool. Good old times. Să și fuma atunci. Da, da, da. corect. Da, spre, spre chinul ăsta ora nefumător ca tine. Dar totul nu era scump și atunci și Mihalas gratis. Uh, subscribe la canalul nostru YouTube dacă v-a plăcut de -a noi. Seara bună. La revedere. Iubim Muntano și prietenii săi, podcast, nu no futilități!